Iana Valerini, te iubesc <laughs> din cap până în picioare. E complicat să fii frumoasă, dar eu nu mă îmbrac din mass market. Nu iubesc cei ce au toate. Femeile, știi, că le sunt invidioase, eu le spun la aceste gen de femei muște, faceți măcar 10% cât am făcut eu și după asta ai declarat că la noi societatea este foarte prost educată. Eu am văzut moldoveni în Italia care mănâncă semințe pe stradă și vezi de la o că sunt moldoveni. Serios? Mi era rușine, Dorin. Te-a lovit? Da. Și am spus, dacă mai faci încă o dată, asta te omor. Eu nici nu eram divorțat când i-am plecat cu Marco. Ea multe ori m-a acuzat că eu sunt vinovat că l-am luat. Soacra. Da, ea a suferit foarte mult de asta. Noi avem contract matrimonial, în primul rând. Diferența de vârstă între voi este de 14 da. ani. Da, două generații total uh, diferite, mai ales cu două culturi diferite. Dar femeile care acceptă să facă sex doar pentru ca bărbații să nu meargă la altele. Sunt uh, slabi. Aici. Soțul meu, el e de părere că sexul trebuie să fie în fiecare zi ca mâncarea. Alinie de cap faci ce vrei. <grijă> Femeia de afaceri, Diana Balerini, este invitata interviului fără protocol de astăzi. Eu promit să vin cu întrebări mai diferite decât le a avut în alte interviuri. Nu o să zic mai geniale sau ceva de tipul ăsta, dar ca să fie o discuție interesantă și pentru cei care au mai urmărit interviurile unde ai, unde ai fost până acum. Și o să încep cu un citat de al tău, care mi-a plăcut destul de mult din unul dintre ultimele interviuri. Eu sunt primul om pe care îl iubesc cel mai mult și apoi urmează alții. Da, este așa. Explic declarația asta, sună curios. Da, pentru că eu înainte eram, cum ți-am spus și anterior în backstage, că eram foarte naivă și credeam că dacă eu iubesc toată lumea care este în jurul meu, primesc aceeași și înapoi, Dar nu este așa. Și a venit timpul când am zis că stop. Mai întâi mă iubesc pe mine și după restul. Dacă o să mă iubesc pe mine, cred că nu mai am nevoie de rest. Dar aici tu vorbești inclusiv în raport cu soțul tău, în raport cu copiii tăi sau vorbești despre Absolut. Ah. Absolut, categoric. da. Sună dur. Dar fiecare are viața lui, copiii mei au viața lor, soțul meu are viața lui și eu am mea. Dar cum se manifestă dragostea asta față de tine? Îmi fac plăcerile, eu nu fac sacrificii pentru cineva. Eu dacă sunt, dacă trebuie să ies acum din casă, ies, dacă vreau să-mi cumpăr ceva, îmi cumpăr. După posibilități, dacă vreau să mănânc undeva, mă duc și mănânc. Eu când aud că mamii din astea știi care spun că vai, eu nu pot să-mi permit un dejun în oraș când copilul meu știu că nu știu ce. Eu fac așa ca toată lumea să fie bine. În primul rând, eu. Și dacă eu sunt bine, o să fie toți. Înseamnă că tu nu vrei să faci asta. Adică nu vrei să fie bine toți, nici tu măcar atunci asta e, asta e, lumea trăiește așa cum vrea eu vreau să trăiesc așa, eu dacă nu vreau ceva, nu vreau și atât, nu vreau spun foarte clar, ferm nu vreau, nu pot, nu vreau, nu sunt răspund destul de frumos ca atare că asta e, asta simt, dacă eu nu simt, de exemplu, îți dau un exemplu chiar și acum recent, hai să mergem în parc, da, cu copilul, cu soțul și am spus că vreau, nu simt să merg în parc. Nu vreau. Vreau să stau în pat să citesc ceva sau să privesc un film sau să nu știu. Nu vreau. De ce să fac ceva care nu vreau eu? Sau o mâncare. Au fost cazuri când mi-au spus că nu vreau să mănânc asta, îmi fac altceva sau mă duc în oraș să mănânc. De ce să facem ceva ce nu vrem? Vreau că vreau. să faci plăcerea cuiva? Nu! Pentru că mâine poți să primești un ananas, știi? O greblă. Dar vorbind despre oamenii din jur, tu ești tranșantă, tu spui direct oamenilor ceea da. ce crezi despre ei și nu le place și o accept la fel critica foarte ok o accept adică și am observat că la noi lumea le place mai mult să o spun așa mai linsături de fund știi le place să fii mai fals să spui de exemplu nu știu că arăți bine dar tu nu arăți bine sau femeile dacă îi spui uite te-ai cam îngrașat un pic știi doamne ce tragedie te blochează pe Instagram am Dar avut tu așa poți spui cazuri. Asta, da? da, eu spun, pentru că eu sunt. Dacă mai ales om, este foarte apropiat de mine, știi, ca persoană, nu? Clar că nu pot să măr pe drum și să spun cu uite. Na, dacă ești într-o relație cu un om care te sună la cafele, nu știu ce, îi spui, băi, uite, pare că ai depășit un pic. Sau au fost cazuri, chiar mai de rămân cu cineva la masă și zic, gata, oprește-te. Adică eu pot să spun asta. Oprește-te de mâncat? De mâncat. Ești o doamnă. Unde mai bagi? Dar ți, ți pare asta conform cumva bunelor maniere? Da, dar eu spun foarte delicat și îmi permit cu oamenii mei, adică să fac asta. Dar uite, tu zici un lucru destul de curios. Tu faci ceea ce îți dorești. Da. da. Mereu. Deci dacă vrei să mergi în parc, mergi. Dacă vrei să stai în pat, stai în pat. În momentul în care această persoană stă în fața ta și ea face ceea ce își dorește, ea vrea să iasă într-un restaurant, să mănânce, poate mai mult decât de obicei. Da, poate și după mai asta plânge că s-a îngrașat, da? Tot mie. Păi atunci? Deci, cum reacționează aceste persoane? Reacționează destul de chiar. Mulțumesc chiar bine cum mi-ai spus. Sunt lucruri care eu le spun, mai ales cu oamenii care sunt prietenii mei. Eu Dar imaginează-ți situația că o bună prietenă sau un prieten da. îți spune că uite, Diana, cam te-ai îngrășat în comparație cu acum două luni când ne-am văzut. Cum reacționezi? Da, mi a spus-o chiar. Îți spun, de ce, îți spun cine mi-a zis asta. Eram la o cafea cu Emilia în Crețu, vara. Mi-a mi spus foarte direct, știi cum e Emilia? Și eu știu, Emil, dar de mâine nu o să mai fac. Și m-am pus pe slăbit. Adică asta te-a motivat. Exact. Nu te supărat, Mai ales dacă bărbat. un bărbat. Și Emil și-a permis cu mine pentru că noi suntem prieteni. Și-a permis. Și eu asta. Eu știam de lucrul ăsta doar când trebuia cineva să-mi dea în cap, știi? Ca să fac asta. Denimul este probabil unul dintre cele mai îndrăgite materiale și e mereu la modă. Acesta e foarte comod, poate fi asortat la orice fel de ținută, e modern și e potrivit pentru persoane de orice vârstă. Acest material a apărut pe piață odată cu prima pereche de blugi creată de Levi Strauss. Astăzi, eu și Dorin suntem la Ridon din Incinta Shopping Moldova. Echipa deja a amenajat vitrina dedicată primăverii și cei care pășesc pragul pot vedea noua colecție. Colecția de primăvară pe care am descoperit-o aici, abundă în culori pastelate, adică nuanțe moi precum ivory, perla, caramel, pudră, coral deschis, fistic, albastru și alb. Aceste culori ne transmit o stare de confort și dorință de a pune pe noi o îmbrăcăminte comodă. În rețeaua de magazine Aridon regăsiți branduri renumite precum Mavin, Collins, Teleuel, well, Lin, Wrangler, Levi's, LTB și altele. Trageți o fugă până la magazin pentru ca să vedeți cu ochii voștri minunatele ținute din noua colecție. Fiți în vogă și nu renunțați la confort. Eu deja m-am ales cu o ținută din colecția nouă. Cât de mult uh, critică ai pe online? Uh, hai să zicem așa, din 110%. Prioritar, de ce te critică oamenii? Uh, că trăiesc un italian. <laughs> așa, care Da, mai ales femeile, știi, că le sunt invidioase. Eu le spun la aceste gen de femei muște, care uh, doar așteaptă vreun subiect de discuție de genul ăsta. Și uh, cam așa mă hituiesc, știi, dar eu Dar nu ce zic, Dau importanță. că e, da, italianul că te da. întreține că... Da, că are toate posibilității Condiții, etc Și ea își permite să iasă La prânzuri prin nu știu unde, nu știu cum Dar nu este adevărat Cei care stau în jurul meu știu lucrul ăsta Cum este situația De ce oamenii sunt nevoia să, să critique Pe alții, pe online, pe Instagram, spre exemplu A, Acei oameni le lipsește acel lucru Asta e Atunci când tu spui că acel om De exemplu are bani, ți i să banii acel om arată mai bine ca tine pentru că tu nu arăți ca el. Eu asta m-am convins de la oamenii tot din jurul meu care făceau lucrul asta. Ai avut persoane cu care te cunoști foarte bine, care da. în față să-ți spună că ești minunată, ești uh, extraordinară, dar pe la spate să te critique? Da. Cum reacționezi? Da, discuția. Adică nu mai, nu mai comunic. Sunt oameni falși. Îi simți? Da, foarte bine. Foarte bine. Și mai ales, știi, <gângă> oamenii care ai mâncat cu ei dintr-o farfurie fac lucrurile astea. Da. Și cu care ai ajutat foarte mult fac lucrurile astea. Pe de de la mai mulți oameni aud da, acest lucru. Da, da, da. Dar asta nu poți evita. Care este explicația logică? Uh, invidia? Da. Frustrare? Uh, pentru că celălalt a reușit mai mult decât da? tine? Da. Exact. Tu ești invidioasă? Nu. Absolut, categoric. Eu mă bucur de succesul fiecărui om. Dar mereu ai fost așa sau nu. treptat? Treptat. Cum ai scăpat de asta? De, în primul rând am scăpat de oamenii care erau așa și după asta mi-am mi -am dat seama că greșesc și eu. Deci tu, sincer, poți să te bucuri da? de succesul, poate mai mare, da? unul, evident. de unul, oameni din jurul tău. Evident, evident, pentru că nu toți putem fi la fel. Absolut, categoric. Eu vreau să mergem un pic pe parcursul tău da? și vreau să începem din copilărie. Tu ești de la nordul Republicii da. Moldova, e bine mai la nord decât mine, da. eu sunt din raionul Florești, tu din Rochia. Da. Cum a fost copilăria ta? Copilarea mea a fost, să spun, tristă. Eu am fost un copil muncit. Eu am muncit de mic copil. De mic copil. Eu, eu am ajuns practic acum la 36 de ani ca să dorm până la orele 10. Eu n-am dormit niciodată până la de 10. Sau 9. Niciodată. Da, munceam foarte mult. Aveam uh, plan. Plan făcut de părinții mei. Uite, trebuie să faci asta, 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 asta. asta. Da, eu am crescut purcei, viței, căței, de toate. Eu am fost un copil muncit. Toată lumea crede că sunt prințesa, știi, cu mulți pantofi în dulap, cu păr făcut la salon în fiecare zi. Nu e adevărat. Eu pentru asta am muncit ca să ajung aici. Ca să mă duc la salon să fac părul, ca să mă duc să iau dejunul practic în fiecare zi în oraș. Eu am muncit pentru asta. Și am visat cu ochii deschiși. Și eu știam că o să fie asta. Unii ar zice că și ei au muncit și muncesc în continuare. Nu muncesc suficient. Nu sunt Absolut, categoric. Eu sunt categoric la asta, pentru că eu știu de unde am pornit și știu unde sunt. Și eu pentru asta muncit. N am muncit. N-am avut noroc. Absolut. Când aud că spune lumea că uite ai avut noroc, nu este adevărat. Absolut, categoric, nu este adevărat. Dacă poți să ai în fața ta un, nu știu, o ofertă, o ceva și dacă nu acționezi la momentul potrivit, norocul merge pe în fața ta. Asta nu înseamnă că ai avut noroc, înseamnă că ai fost prost tu în momentul dat sau nu știu, nu ești capabil să iei noroc o mână. Dar nu este adevărat că a avut noroc sau că s-a căsătorit cu cealaltă a avut noroc. Nu este adevărat. Nu norocul să-l faci singur, exact cineva pune un pic despre relația ta cu părinții, cu părinții, relația mea a. A fost ok, mai ales cum mai mama mea a fost foarte bine, tatăl mi a fost foarte sever, dar acum nu l-acuz că a fost sever, n-a că a vrut el. Acum am conștientizat de ce a fost sever, pentru că avea frică, avea frică să nu păsească ceva. Ca orice tată, știi, dar a exagerat. La un moment dat, la o vârstă care trebuie deja să aibă încredere în mine, el nu avea încredere în mine și, practic, eu a trebuit să fac niște alegeri care, nu o să le spun greșeli, niște alegeri care, până la urmă, așa trebuie să fie. Vorbești despre prima căsnicie, imediat exact. ajungem acolo. Da. dar, Zimi, cum se manifesta severitatea lui? Te-a bătut? Nu, niciodată absolut, categoric. Era doar, știi cum, un pas încolo, unul înapoi. Sau, de exemplu, eu îl rugam, uite, vreau să merg cu fetele undeva. Nu, el îmi spunea nu. El avea frica ca să nu, să nu fac cineva ceva, mai ales din bărbați. Știi că eram, eu eram băiețoasă la mele și lui părea că nu se întâmplă ceva. Și am avut chiar acum recent cu el o, așa, un conflict, o Dispută. Da. Că era la mine în casă și fetița mea i-a spus nu și punct. Că îi la... spunea ceva bunielu. Hai cu bunelul să doar noaptea asta cu bunelul Și i-a spus nu și punct. Și exact aceste cuvinte mi le spunea el când eram eu copil. Și eu îi spun, mai vezi cum rata se întoarce. Îți este plăcut? Nu. Păi uite, nici mie nu mi-era plăcut. Ce m-a învățat el să fiu punctuală și responsabilă? Eu sunt foarte punctuală, ai văzut cu am venit astăzi, uh, unde, unde, merg sunt punctuală. Dar chiar dacă se întâmplă ceva, se întârzi, eu uh, anunț. Dar cum mama ta zici că ai avut o relație Da, cu mama a acoperit totdeauna toate prostiile. Câți uh, sunteți voi în familie? Doi, două fete. Cu Mai am o soră. Sora, cum te împaci? Bine, foarte bine. Acum sunteți într-o comunicare... Așa, fiecare la casa lui Dar uite, sunt diferite relații Iată, Știu. între frați Unii care sunt foarte atașați Și petrec foarte mult timp împreună Încearcă să meargă în aceeași țară Sau dacă sunt în Republica Moldova, cât mai aproape Voi, din copilărie, ați fost da. așa? Fiecare sa de, asta de undă? Da, eu am fost Îți spun de ce Noi avem o diferență de șapte ani Și ea când a apărut Eu am fost practic dădaca ei Și eu uram lucrul ăsta Părinții mei mereu mă puneau să stau cu ea și eu nu vroiam să stau și m-am mutat la bunica mea Practic bunica mea este omul care m-a crescut, omul care m-a educat foarte mult Bunica mea este un om foarte puternic Eu cred că toată viața ei mea o să fie recunoscătoare ei Adică este omul principal din viața mea, pot să spun, înaintea părinților mei ce ai învățat de la bunica ta? Ai, bunica amintești? mea este, cine o cunoaște știe despre ce vorbesc. Bunica mea este un om tare responsabil, foarte muncitor, are 80 de ani acum, dar pune merge nimeni, nu-i da, nu de vârsta asta. Iar a rămas de la o vârstă foarte devreme, când eu aveam un an de zile. Bunica mea a murit de cancer la plămâni, și ea nu s-a mai recăsătorit, nici n-a mai vrut să, să se recăsătorească, dar ea știi, tartarul familiei. Ea a fost cea cu bani, ea a fost, niciodată n am împrumutat de la nimeni, întotdeauna a avut și are. Și... Adică este, eu sunt copia ei, pot să spun. Foarte Spune ușor. despre prima ta căsătorie. Ce a fost? Destul de rapid eu a... ai rămas însărcinată. Deci aș vrea să înțeleg, tu ai făcut nunta după ce ai rămas însărcinată? Da. Deci a fost cumva nuntă pe Zaliotu. Da, cam așa. Da, așa a fost. De fapt, eu trebuia să mă căsătoresc mai înainte, când terminasem în școala. Eu asta n-am fost nicăieri, apropo. Spune, Am lăsat mirile cu rochea de vireasă pe perete. Așa, asta e clipă. Ce vârstă Cât aveam? 18 ani. Da, și am fugit de acasă. Așa, o fiară te rog mai mult. Deci tu ai fost cerută în căsătorie la 18 ani. Da, Ați planificat data anunții? 17 octombrie, ți minte și astăzi. Invitați, da, tot drog. pregătit, da. bărbatul, da, da naș, tot. cu naș. Da. Așa. <laughs> Ce n am mers? Uh, el era muzicant, cântăreț, om de artă, cum ar veni, și era 31 august, să vin și astăzi, și am zis să mai ia și pe mine cu el, era la droche ceva, o, știi cum se fac un cerneț? Și el a spus că nu stai acasă. Păi stai o lea, că dacă mă mai căsătorești și mai fac un copil, atât. Am murit, dar eu eram studentă la fără frecvență la Universitatea Pedagogică, la fără frecvență, profesoară de istorie. Eu aveam loc de lucru la școala din sat, deja pregătit, nu mai trebuie să termin facultatea. Și m-am dus la bunica și am spus că nu vreau și bunica mi-a dat bani și am fugit. Cu cât timp înainte de nuntă? În, septem în 1 septembrie eu m-am dus de acasă, asta a fost cu două luni înainte de nuntă. Da. Așa. Ce-a urmat? Deci Ce tu să ai zică fugit satul. de Mire? Da. Da. Unde ai fugit? La Chișinău am venit. El a rămas cu ochii în soare? Nu, da. Deci am mai încercat să dea de tine... Da, a venit în oraș și era deja cu altcineva. Pur întâmplător. Adică cineva uh, era la universitate și era cu un trandafir și eu am profitat de ocazie. Vezi? Norocul am profitat de ocazia și am spus că sunt cu altcineva. Da, eu l-aveam când tu, când am fost să fac examenele pentru admitere, atunci eram cu altcineva, am combinat și am scăpat de mire. Da, iată, asta e noroc, că am profitat de ocazie, știi? Că dacă nu era băiatul, băiatul se ducea în altă parte cu nu după mine. <laughs> și eu am profitat de ocazie. Deci eu nu pot să cred că tu ai fugit cu o lună și ceva înainte de noi. Da, ba da. Așa. Totuși, după aia, destul de rapid te-ai căsătorit. Și nu, am venit student, eram Așa. student aici, deja la facultatea limstrăine, limbi străine, dădusem, dădusem bacul la, usi, la Creangă, după i-am plecat la USM la limbi străine, spaniolă engleză. Da. Ai rămas însărcinată? Da. Ce s-a întâmplat? Păi iată, întâmplarea a fost că eu uh, să scap de povara asta, de acele cuvinte a tatălui meu că ce o să zică lumea, să nu mă faci de râs și etc. Am zis că și încă mai munceam pe aici și toate erau invidioase și toate credeau. La noi așa e, dacă ai ceva, muncești sau câștigi sau ai ceva, îți cumperi ceva, te culca cu cineva. La noi asta deja e șablon, știi? Scrie în Cam așa te cataloguează lumea. Și dacă mai ești frumos? Mai, dacă nu ești frumos în general, îți povestesc acum și situația am avut cu frumusețe. Și ca să scap de această povară am zis că hai să mă mărit. Poate scap, știi? Și a fost alegerea mea, n-am fost impus, a fost de, deja de situație am fost impus că eram însărcinată. Dar eu eram pe urmă foarte ok. Băi, dacă nu o să meargă, nu o să meargă. Asta e. Știi? Și n-am mers. Ei bine, a durat un pic. 2 ani. A fost decizia soțului meu că să plecăm în Italia, că fosta mea soacră era acolo. Și am zis că el hai să mergem să încercăm. Și am zis că hai să mergem să încercăm. Și am ajuns acolo. Poți recunoști acum că această nuntă a fost cumva provocată de atitudinea tatălui tău. Da, da, da. categoric. Foarte protector, să nu-ți permit da. absolut nimic și da. te ai vrut să scapi de sub cumva Taripa da, aripa da. lui. Da, 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 da. Și asta eu recomand tuturor fetelor. Dacă aveți ceva de spus, mai bine spuneți în față. Eu aveam frica asta de el, să mă duc acasă și să spun o dată, dar lasă-mă în pace. Eu aveam frica asta. Dorin, eram controlată de telefon, adică eu eram studentă la ora trebuie să fie acasă. Dar el avea motive, în jurul tău erau mereu bărbați, ce se întâmpla? Eu nu știu de ce, de făcea asta. De frumusețe ziceai că spui un caz. Da, am avut așa o situație că mereu că mergeam cu fetele prin oraș, și... nu știu, eu nu fac nimic, nu dau motive nimănui niciodată, dar bărbații totdeauna erau lângă mine, știi? Și odată fetele au ieșit în oraș, că fără ca să mă anunț pe mine, A să mă invite și pe mine, din cauza asta. Și în acel local erau niște prieteni de mei, bărbați, care m-au sunat și mi-au zis că, uite, vii în locația cu tare, te așteptăm acolo, dar nu te oprești nici la o masă. Și nu înțelegeam, care e faza? Zic, de ce? Că noi sunt trebuie să înțelegi. Ei au auzit când ele au spus că noi n-am chemat-o, că mereu ne ia, știi, dar eu niciodată nu făceam bărbați. Deci tu dacă erai într-un cerc de prietene, da. atenția toată era asupra ta. Da. Și le s-au gândit că nu te invit da. ca să aibă și ele șanse. Exact. Să rămâne, da? <laughs> și de atunci am înțeles că e complicat să fii frumoasă. <laughs> nu, dar asta e o povară? Nu, absolut, e un avantaj. Eu deja început să profit atunci de treaba asta. Prima căsnicie, 2 ani, ce n-a mers? Uh, era foarte posesiv. Cum se manifesta asta? Adică el să nu mă duc nicăieri, să nu ies nicăieri, să... Eu dacă ieșeam cu fetele în oraș, de exemplu, spuneam, uite, mâine merg cu fetele în oraș, da? apioșeam cu scandal și intram cu scandal. Nu mi se dădea voie. Adică nu că mi se, se dădea voie, nu, adică nu accepta lucrul ăsta, adică cum tu să ieși cu fetele în oraș? Păi uite cum, eu totdeauna am ieșit, am fost o, o fată din asta care am luat totdeauna distracții, chestii, n-am stat acasă cu capul în carte Eu am învățat, dar n-am stat cu capul în carte, știi? Am învățat din mers lucrurile Și el n-a acceptat lucrul ăsta și eu conștientă mă duceam și intram cu scandal Și asta a durat 2 ani? Da Era abuziv? Nu Violent? Nu, 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 odată a fost și atunci am spus că dacă mai faci asta încă o dată, te omor. A fost o... -a lovit? Da, a fost o situație în Italia, eram. Și atunci a fost punctul final pentru mine. El n-a vrut să mă lovească, doar m-a împins, am căzut pe marginea unui dormitor de lemn, m-am lovit la spate și eu n-am simțit picioarele trei ore. Eu credeam că sunt paralizat. Da. Și am spus, că dacă mai faci încă o dată, asta te omor. Atunci a fost tot, s-a totul n-au mai pus mâna pe mine deloc. Dar tu ziceai că ți-a luat ceva timp ca să te decizi să divorțezi. Nu mult timp, vreo trei luni. Ce anume te ținea? Uh, niște acte. Le recunosc. Eram căsătorită cu el, eu aveam certificat, uh, nu certificat, permis de ședere românesc și fiind în Italia, actele mele erau în, date în lucru, ca să primesc cetățenia și pe și în ianuarie, dacă nu mă greșesc, mi-a venit uh, scrisoarea cu jurământul și atunci am făcut planul. Unde plecai? Iată care era planul tău după divorț. Nimic, nu vedeam nimic în fața mea. Eu știam că doar că trebuie să plec. Mai departe, totul vine de la sine. Uh, eu m-am convins dorind de un singur lucru, chiar și acum. E important să faci primul pas, că după se deschid tot. Totul se deschide. Când ai plecat din prima căsnicie, ai plecat pentru un alt bărbat? nu. Nu. Deci tu atunci nu era într-o relație cu Marco? Absolut. Nu, nu. Dar vă cunoșteați? Da. Cum ați făcut cunoștință cu Marco? Eu am venit acasă. Eu tamă eram atunci în examenele astea de licență de la făceam dreptul și am venit acasă, am dus copilul la părinții mei. Uh, și deja totul a venit de la sine. Marco m-a sunat, a zis că vine la Chișinău pe câteva zile și totul a fost decurs foarte repede. Eu nici nu eram divorțat când eu am plecat cu Marco. Oficial. Noi eram despărțiți, nu mai locuiam împreună, nu nimic, doar că cererea de divorț era depus și eu deja am plecat. I am depus cererea de divorț și la o săptămână am plecat cu Marco. Am zis hai să încerc să dau o șansă. Asta a fost atât de repede, atât de rapid și atât de ferbint a fost, că am zis că înseamnă că așa trebuie să fie. Dar copilul? deci a stat cu părinții Tatăl Tatălui mereu a păstrat legătura? Foarte rar, răuți și drăguți, dar... A fost ok, adică n-a fost, să spun, știi, un tată din ăsta care e pedant, că nu știu ce, că nu știu cum, să, nu știu, nu, nu Acum Acum copilul tău este, este la, la el. fostul tău soț da. și la tatălui da. Spune ce s-a întâmplat, pentru că o bună perioadă el a stat, iată zici, cu părinții tăi, cu tine părinții da. mei a stat un an, n-a Trebuie să spunem cum este, la 12 ani copiii pot alege cu cine vor să rămână, exact. cu tatăl sau cu mama da. El a ales să meargă la tatălui da. Spune cum s-a întâmplat asta S-a întâmplat foarte simplu. El a mai avut o tentativă, el a mai stat la el trei luni, an, doi ani în urmă. Am venit înapoi și i-am spus, ai grijă, dacă te mai duci odată, te duci cu totul, nu mai vin înapoi. Noi nu ne jucăm de a fotbalul, știi, o minge într-o parte, o minge în altă parte. Sau, sau. I-ai spus asta unui copil de 10 ani. Da. Și lui la fel i-am spus tatălui lui. Păi, dar tu ai dat acolo că el stea o perioadă nu atât nu, de lungă? Nu, cum a, fost? A, fost o, a fost o chestie că s-au dus în vacanța de toamnă pe două săptămâni și a zis că vreau să mai stau la tata. Ok, cât vrei să mai stai? Nu știu. Ok, stai la tata, că era la ciocan aici. Și a stat acolo două, trei luni și a venit înapoi, a zis că nu mă simt bine acolo. Ok, zic, dar ai grijă. Dacă o mai faci, nu mai vin înapoi. Pentru că pentru mine nu e ok așa că stătea o perioadă acolo, venea cu alte idei, cu alte chestii, știe? Și pentru mine asta nu era ok. Sunt niște, la mine în casă se respectă niște lucruri, cu mâncatul, cu tot chestiile astea. Nu poți să stai să mănânci pe canapea sau nu știu, chestii, de exemplu. Tatălui era în Republica Moldova, da. deci el nu pleca El s-a recăsătorit, are doi copii, n-am nicio relație cu el, adică conflicte, absolut nimic. Comunicați. Comunicăm atât cât este necesar. N-am comunicat de un de zile. <laughs> da, <laughs> cam așa. Deja eu comunic cu băiatul că este mare, știi, nu are sens să mai vorbesc cu el. Ce să vorbesc? Că ce? Că ce face copilul? Pot să întreb el. Uh, și anul trecut, adică în 2020, în ianuarie, da, în ianuarie, uh, m-a sunat tatălui să-mi ceva un act, nu mai țin ce, și îmi zice, ți-a spus băiatul că vrea să se mute la mine în Italia? Și zic, nu. Zic, da, deja este în Italia. Da. Și zic, dar când să vă fac valiza? Eram la volan, cu telefonul în mână, nu m-am panicat, nu m-am blocat, nimic. El s-a blocat, a stat, cred că un minut, fără ca să răspundă, nu s-a așteptat la răspunsul meu. Și am zis, când vă fac valiza? Când vii să-l iei? Și el mi-a zis că vin pe 8 ianuarie. Ceva de gen. Nu, m-a sunat în decembrie și am venit pe 8 ianuarie. zic, ok, perfect. Mă duc acasă și spun băiatului meu, vrei să-mi spui ceva? Și el se uită la mine, nu. Zic, dar când vrei să-mi spui? Când vrei să-mi spui ceva? Și am înțelegea de ce merge vorba. Și zic, am vorbit cu tatăl tău astăzi. Și el atunci mi-a zis, da, eu vreau să plec la el. Păi de ce nu mi-ai spus? Ei, că vreau întâi să fiu sigur, că nu știu ce, că nu știu cum. Ok, zic, eu o să-ți fac valiza. Dar îți spun acum, era și soțul meu, Marco, și fetița mea, și am uite, dacă tu pleci acum, nu stai acolo o lună, două și vin apoi ca aici acolo este Italia, nu este Chișinău, Ciocană și îmi place școală și te muți dintr-o parte în alta. Te duci până la 18 ani, s o închis drumul. Atât. În sens că nu mai vii da, înapoi, îți da. iei valiza și vii înapoi, te muți dintr-o casă în alta, când vrei tu. Și el a zis că da, bine, ok. Și el lui a spus fix aceleași cuvinte, tatăl lui. Eu nu mă joc de a mama și de a tata și de a copilul. Sau, sau, îți iei responsabilitate totală, cum i-am luat eu până la 12 ani, și tu până la 18. Și a fost asta, a fost discuția. Și atât. Eu am fost vara în Italia, am fost, l-am luat, noi aveam casă în Florența, noi l-am luat la noi o săptămână, a stat la noi, a vrut să mai stea, dar eu nu mai puteam să stau când am venit înapoi în Moldova și comunicam foarte, foarte rar pe, pe rețele, pe WhatsApp. Foarte rar, cât, de, de cât înseamnă? O dată în săptămână. O dată în săptămână. O dată la două, de pili A fost o perioadă de vreo trei luni în care nu mi-a răspuns deloc. Când tu ai pus acest ultimatum, da? Nu, P că... acum, recent. N-a răspuns deloc pentru că nu știu. Eu nu insist Dorin la acest capitol cu el pentru că este un copil în primul rând și nu vreau să creadă că eu știi, insist că îl vreau, nu că îl vreau acasă sau că presiune uh, presiunii din asta. Dacă tu ai ales asta, e ok pentru tine asta. Înseamnă că tu asta simți să faci. Dar trebuie să o faci conștient. Nu că astăzi mă trezesc și vreau, mă duc la mama. Nu. Sau, sau. Păi, dar de ce? Deci e cam ultimativ Dorin înțelegi că sunt niște, chiar dacă este un copil trebuie să fie responsabil de viața lui în primul rând el are 14, 13 ani el este deja un om matur. Atât timp când tu spui că ești mare atunci ești mare pentru tot doar că să te joci la calculator până la 7 dimineața. Cum crezi de ce a luat această decizie pentru că nu era de acord că eu vreau mai mult de la el ca copil adică ca ca copil la școală, ca multe alte lucruri, adică tu ai cerințe de la mine să ți cumpără asta, 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 asta și tu să nu faci nimic, nu este ok. Cum este abordarea ta? Abordarea mea este că trebuie să fie totul în armonie. Dacă tu mă rogi pe mine, uite, vreau să-mi cumpere un PlayStation 5, da? De exemplu, chiar și acum m-a rugat să-i cumpăr o trotinită asta electrică. Elec. Da, el doar asta, când, are când îmi scrie, doar asta îmi scrie, nu că ce faci, cum ești. Uite, vreau asta. Eu îl întreb ce vrei, vrei ceva să-ți trimit Și îmi spune doar asta Pentru mine asta nu este ok Și eu îi spun Arată-mi tabelul de la școală Mi-a arătat tabelul și mi-a spus Uite, dacă tu ajungi la nota asta până la sfârșitul anului Eu îți promit că vin personal și ți-o aduc Și el a spus că o să mă gândesc Înțelegi? Tatăl m-a acuzat pe mine că el, 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 el din cauza mea nu studiază la școală cum ar trebui să studieze el Fiind foarte inteligent, chiar și învățătorii de la școală mi-au spus asta Doamna Diana, el este foarte inteligent doar că este lenos Și eu nu accept oamenii lenos. Nu accept Eu înțeleg, știi cum sunt copii care nu au capacități Băi, nu are, nu poți să-i bagi în cap Dar când tu poți și nu vrei, asta pentru mine este fatal Și tu cu el ai vorbit despre asta Exact Care era explicația lui? Că nu vrea iată așa îmi spunea Frank. Uh, luam cartea uh, să citească și el uh, începea să plângă. Eu nu vreau să citesc. Nu vreau, iată așa. Dar care era atmosfera aici? Tu deja de mult timp ești împreună cu Marco, da, mai se aveți și Foarte okay. Cum uh, comunicau ei? Foarte bine, foarte ok. Adică noi, pentru Marco a fost o surpriză când a spus că vrea să plece cu totul. Marco a rămas un pic șocat. A zis, cum? cum? Parcă tot ok, adică înțelegi că el nu a fost un copil stresat, un copil bătut, un copil care i-a lipsit ceva. Știi cum sunt în alte familii când soțul lui, na, băi, nu mai cumpăra că nu i-am eu și n-am nevoie, știi? Nu, la mine Marco totdeauna a fost pentru. El nu a fost niciodată diferență de copii, dar mai ales socrii mei. Dorin, copilul meu a stat la socrii mei în fiecare vară trei luni de zile, până, până a, fi chiar și cu Iris. Fiecare an. Socrii mei l-au acceptat ca pe copilul lor. Și Marco la fel n-a făcut nicio diferență. Dacă trebuie să-i cumpere la unul, cumpără și la altul. Adică n-a făcut diferența asta. Și pe noi iată asta ne-a ne surprins foarte mult. Dar eu m-am convins de un singur lucru. Sângele apă nu se faci. Și el are caracterul soțului meu. Atât. Pe tine ca mamă te-a supărat? Uh, inițial da. Sufeream, dar după am depășit lucrul ăsta. Cât de mult ai suferit? Uh, clar că nu am mai dat cu capul de păreți. Dar uh, mi-a fost obișnuitor, adică cum eu, în 12 ani de zile, am renunțat chiar la viața mea. Renunțasem la multe lucruri pentru el. Școală bună m-am plătit, adică contracte mari, cluburi, hai încolo, hai încoace, să facem și asta, și asta și eu nu mă plăteam clubul, de exemplu, nu știu, un abonament undeva de 500 de euro și îmi spunea că nu vrea să mai meargă, știi? Că el nu mai vrea? Dar acum cineva ar zice că foarte ușor ai renunțat. Nu ai încercat să o convingi contrariu sau să-i să argumente, să rămână aici în Republica Moldova, că este școală, că sunt colegi, nu. că sunt prieteni. Nu, am venit cu argumente pentru că acum deja la vârsta asta este ok ca el să plece acolo. Este ok să plece acolo, la studii, pentru mine vârsta asta este ok. Dacă pleca la 7-8 ani, da, nu eram de acord, categoric. Dar la vârsta de 12 ani, deja eu eram foarte conștient că e doar spre binele lui. Dar faptul că acum zici că îți scrie doar în momentul în care da. are nevoie de ceva, asta ce înseamnă? Știi că eu cumpăr. Totdeauna a fost așa. Dar acum n-am mai cumpărat. Dar nu te supără asta, pentru ba că da. este o atitudine cumva materialistă la adresa unui om, la adresa mamei. Ba da. Dar până la urmă așa e generația asta acum. Dacă fiul tău, care este acum împreună cu tatălui da. în, în Italia, ar zice anul ăsta sau anul viitor că Mama, eu am făcut o greșeală și vreau să revin în Republica Moldova, să-mi revăd colegii, să merg la același liceu și să trăim cum a fost mai înainte. Nu. Tu cum reacționezi? Nu, categoric. Pentru că eu am discutat despre asta, eu nu mă mai întorc înapoi. Pentru că iar uh, va trebui să iau totul de la capăt, Dorin. Și nu este ok asta. Asta sunt doar niște capricii. Dar nu putem să trăim după capriciile cuiva. La inițiativa ta sunt discuțiile sau da, el mai vine Da, Doar periodic? la mea. Dacă nu scrie ea, eu, eu nu scrie niciodată. Și știi cine este vinovat aici? Tatălui. Eu asta îl da. o, 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 acuz foarte clar că este vina lui. Pentru că el, copilul cât a fost la mine, totdeauna a fost pus să sune. Scrie, sună, întreabă, dute. Mereu. Insistam ca el să meargă la el, să aibă o comunicare cu el. El niciodată n am făcut asta. În relația ta cu, cu Marco, Da. cum ați decis să veniți în Republica Moldova? Pentru că totuși trebuie să recunoaștem Italia și am fost și eu, tu locuit acolo, eu am fost pe mare parte călătorind. Îmi place foarte mult ce este acolo. Mie mi-ar fi dificil să mă adaptez la un trai acolo permanent, dar presupun că italienilor le-ar fi mult mai dificil să se adapteze la o viață permanentă aici în Republica Moldova. Cum l-ai convins să vină Nu l-am convins deloc. Cum eu am venit aici să, să, dau ultimul examen de licență. și am spus că, uite, eu nu mă mai sunt bine acolo. Nu, stă, nu, nu, eram ok în Italia. De nu ce? Făcea. primul factor este că stăteam, casa noastră este deasupra casa socrilor mei, eu am fac foarte bine cu soacra mea. La distanță este ok. Știi? Adică, na, când mă duc o săptămână, două, e ok. Dar să stau eu zi de zi acolo, eu am fost de la 16 ani singură. Și pentru mine era o povară. Eu sunt obișnuită cu... Marco spunea, băi, dar noi avem ieșiri separate, noi avem tot, adică totul separat. Tu nu ai... Nu ești obligat să te duci în fiecare zi la ei să-i saluți, dar eu nu puteam asta, știi? Sau era caz când, da, hai să mâncăm la părinții mei că ei singuri. Bun, dar eu vreau azi mănânc goală, de exemplu, da? Să mănânc goală Da, să stau acasă, la mine să mănânc goală Nu vreau azi să mă duc Și chestiile astea, pe mine mă deranjau Dar la ei e o normalitate ca Da, da, da undeva ex la pentru că okay? lor le este comod Așa Că mama vine și face asta Mama stă cu copii Mama nu îți lipsește o lingură de sar Te duci la mama Dar pentru mine eu mai bine stau flămândă Dar singură Și tu decizia că vii aici Eu am venit aici și am spus că uite mai stau aici băiatul era aici și totul s-a întâmplat de la sine. Am mers la un eveniment VIP magazin, ne-am întâlnit cu Alexandru Buraga și de acolo s-a declanșat totul. Și a venit și el. Da. Uh, spune despre familia lui. Familia lui Ienea sunt doi frați. Super bogați. Nu, nu, nu Percepția familie... asta că dacă e Italia, da, Italia, da, da, cu... și-a venit acolo și da. aruncă în diavol da. balerine cu diamante, da, cu bani, da, cu apartamente, da. cu case. Da, în exact. unii, Florența. Da, 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 exact. Precis, tocmai așa. Sunt familii familie foarte modest, foarte chedică. Nu există așa ceva. Sunt, deci, prietenesc între ei. Comunic foarte da. mult, dar o relație de, de atașare între părinți și, și copil. Da, da, da. Acum mai rar că, na, mă rog, el este aici ea multe ori, eu când plecam la ei ea multe ori m-a acuzat că eu sunt vinovat că l-am luat Soacra. da, ea a suferit foarte mult de asta și mai ales, ea a mai fost pe aici eu au mai fost socrii mei aici, au stat și o săptămână două, o lună, stăteau aici adică până la urmă au acceptat situația, pentru că asta este mi a spus soțului meu dacă nu-ți place, poți să pleci, dar eu nu plec ultimativ da, eu sunt ultimativă Chiar și acum so... când am ieșit din casă am, fost, am avut așa o discuție cu el și am spus, franc, nu-ți place? Valiza și? Hulubii și la revedere. De ce? Ce s-a întâmplat acum înainte? <laughs> nu a fost așa o situație de genul că... Na, că... Ultimul timp sunt mai agitată, fac tratamentul ăsta la dinți și... N-am chef eu de prostii. Prostii. Și el cât mai te mai dor dință și am zis, Băi, dacă nu-ți place ceva, te duci și te caută pe altcineva. Care e problema? Care e problema? Dacă tu nu mă înțelegi pe mine, cine o să mă înțeleagă altcineva? Crezi că mie îmi place situația care este, că tu asta ți-ai făcut cu mâna ta problema asta. Da, eu sunt conștient că am făcut o problemă pentru că eu vreau asta. Deci Dar, acum da, ești da, un tratament la dentist, deci ții în da, dinț, și, ți da, da. Și eu i-am spus că da, e problema mea, eu, eu mi-am făcut-o și eu vreau și eu sunt importantă. Tu? Dacă pentru tine este important asta, și-ți caută. Nu, nu o să mă supăr. Absolut. El ce vrea? Giugiuleală? Vrea sex? Da, vrea da, sărut? Da, da, exact. Păi da, eu acum, sincer să, sincer să, fiu, mai ales seara, pe mine mă dor foarte tare dinții și automat sunt foarte nervoasă. Și pe mine trebuie să mă las în pace și el știe de lucru. eu când am ceva trebuie să mă las. Nu trebuie să mă iei peste picior, chestii de genul, știi? Nu, el insistă că e un joc. Nu, pentru mine nu e un joc. De 10 ani tot ne jucăm, Băi, hai să fim serioși, dacă ne jucăm de 10 ani, atunci nu ne mai jucăm, că nu mai vreau să mă mai juc de treaba asta Diferența de vârstă între voi este de 14 da, ani Da, 14 ani Cât de mult a contat asta la început de relație? Pentru mine nu a fost nimic uh, surprinzător, pentru că eu totdeauna uh, mi-a plăcut să stau cu bărbații mult mai în vârstă ca mine Chiar dacă primul soț era cu 4 ani, a fost o greșeală, nu, o alegere Eu spun că greșeli nu există doar în matematică o alegere, dar în general eu am fost -o de una chiar și curtată, chiar și mereu cu bărbați mult mai în vârstă ca mine. Marco este la prima căsătorie. La a doua. Ce n-a mers în prima? A, nu știu. El era, e, era deja divorțat când voi v-ați Da, el era divorțat de vreo trei ani. Da, el era divorțat. A adică n-a venit Diana Baverini nu, și l-a rupt dintr-o familie, din absolut. brațele unei femei focoase? Nu, absolut categoric. Nu, nu, nu. El era în, într-o relație cu altcineva în momentul când noi ne-am cunoscut. A, apropo, da. Dar eu n-am avut nicio tangență cu niciuna din ele. A fost o situație, țin că eram la el la birou, m-am dus la el la birou și era fost al lui ceva aveau de împărțit, nu știu ce, dar eu am auzit și m-am întors și am plecat. Adică n-am, nici n-am văzut-o în față, măcar nici nu să meargă pe drum, nu o cunosc, nu știu cine este ea. Nici nu mă interesează. Dar aici, în Republica Moldova, unii reacționează când văd diferență de 10, 14 ani, de genul, wow, cum e posibil? Deci stai cu cineva care era în, în, clasa a 7, a 8 abia te-ai născut. Și văd o treabă și eu, de exemplu, sau când văd femei mai în vârstă cu bărbați mai tineri. Care e problema? Dacă atât timp când doi oameni se înțeleg, eu nu văd nicio problemă aici. Dar există o diferență între gândire? Ba da. Două generații. Cum două se generații, da, iar, exact. Două generații total uh, diferite, mai ales cu două culturi diferite. Eu uh, uh, văd lucrurile altfel, el vede altfel, dar uh, fiecare merge pe drumul lui, știi? Dar poți face o diferență sau o comparație între bărbații moldoveni, um, o medie, să zicem, și bărbații da. italieni. Cum îi vezi tu? Nu, sunt și la noi bărbații de vârsta lui care arată foarte bine și poate și mai bine. Dar da? cum sunt prioritari? Eu am observat în Italia bărbații italieni se îmbracă foarte stilat, foarte frumos. Și la sunt bărbați care se îmbracă foarte stilat, Foarte stilat la noi sunt bărbați. Dar care sunt principalele diferențe între moldoveni și italieni? Înainte spuneam că nivelul de cultură, de educație, dar m-am convins că nu chiar asta e. Nici asta nu este. Totul depinde. Individual, știi? N-am văzut. Sunt și italieni care uh, sunt mai prost educați decât moldovenii și invers, știi? Depinde fiecare ce priorități are în viață. Dar cât de mult contează pentru tine faptul că Marco are foarte mult grijă de el? El nu are grijă de el deloc. El face doar sport și atât. Dar că lumea crede că el se dă cu cremă pe față, categoric nu. Nici cu parfumul nu se dă. Deloc. Toată lumea crede că eu în casă am rafturi pline de cremuri, de parfumuri. Nu este adevărat. El nu se dă cu cremă, nu se parfumează. N-a fost la frezer de două luni, trei, nu știu. Nu este adevărat. Ia o aparență. Adică nu cu aparență. Asta vede lumea. Dar nu este așa cum cred toți. Da, clar. Arată bine. Dar nu este că e pedant, că să fie desenat, barba, Dar manicure, nu Nu e foarte preocupat ca să corespundă. De exemplu, știind, tu îți dorești, evident, alături de Nu, de eu îi spun. Hainele, de exemplu, din garderoba lui sunt cumpărate toate de mine. El n-a fost la cumpărături de 10 ani, la sigur. El este arhitect. Da. A făcut asta și în Italia da. și face asta și în Republica Moldova. Este o profesie decentă și bănoasă. Nu știu. Afacerea de aici, el este copartener. Da. Povestește un pic. Nu știu. De ce? Eu nu cunosc detalii de genul ăsta, câți bani, absolut nu cunosc. Friu, o să nu comunicați despre asta? Nu? Uh, nu? vreau să știu mai bine. Adică înainte da, mai știam ceva, dar după asta am zis că am renunțat la treaba asta pentru că nu mă interesează. Noi avem contract matrimonial în primul rând. Aveți contract matrimonial? Da. Și, și deja de ce tot ce este pe numele meu este al meu, tot ce este pe numele lui este al lui și atât. Curios. Cine a venit cu inițiativa? Eu. Da, pentru că toată lumea credea că el este italian bogat și hai că eu... Iar de nou ce o să zic lumea, dar pe urmă am zis că e în avantajul meu, poate până la urmă, acel contract. Pentru că eu dacă mâine vreau să divorțez, mă duc la un notar, te pun și pa. Și copilul iarăși la fel. Dacă vrea să stea cu tine e ok, dacă cu mine e ok și ne umorim. Și el a fost ok cu asta. Da. Contract matrimonial este nepopular în Republica da, Moldova. În general, foarte puțin se vorbește despre asta, și unii ar percepe-o ca o. Arma. de obicei, femeile o iau ca spărare, ca lipsă de încredere a bărbatului. Nu, este o armă. El. O armă? Da. Care este arma? Arma libertății. Eu sunt liberă. Dacă n-ar fi existat, oricum puteai de pune. Da, dar atunci devor? se încep uh, Partajări, chestii, trestii, știi, prostii de genul, ură, că tu mi-ai făcut, că tu mi-ai dat, că tu nu știu ce că n ai făcut toată viața nimic și tot am făcut eu, știi, chestii de genul ăsta cum sunt discuții. Eu am văzut și de asta am zis că și ca soacra mea să nu fie tot cu grijă cumva că am zis că hai să facem. El este valabil doar pe teritoriul nostru, teritoriul țării noastre, dar eu nu pretind altceva. această etapă, ce ai tu? Deci ce, ce este pe numele, numele, tău este al tău, ce este pe numele lui Marco este al lui. Tu ai magazinul Flo, da. unde vinzi încălțăminte prioritar. Da. Am ce o mașină mai și mai am o afacere în agricultură. Și atât. Ce crești în agricultură? Flor de Sor de ieri? Nu, mm -hmm. hai ce drăguț. Da. Veniturile tale. Veniturile. <laughs> cât mele... câștigi lunar? Uh, Depinde, de, de diferă, de, de la lună la lună. Sincer, eu n-am numărat niciodată bani. N-am făcut. Dar e vorba de mii de euro, zeci de, mii de euro. Ei, milioane dorin. Nu, e adevărat. Nu, nu, nu. Mii de euro. Mii de euro. Da. De câți bani ai nevoie pentru ca să trăiești decent o lună în Republica Moldova? Să-ți permiți? Iau 2000. 2000 de euro? Da. Acești bani îi câștigi mereu. Care este aportul Instagramului la veniturile tale, tale lunare? Pentru că am văzut că ai acolo destul de mult publicitate. Nu e destul de mult. Ei, Ai, nu exagerat că acuși vine fiscul după mine. Nu, <laughs> <Zi laughs> am ceva. SRL, am indicat opțiunea de publicitate, adică deci bătesc taxe, tot ok. Taxe, da, da, exact. Fac totul cu contracte. Deja, care este publicitate poate fi barter, adică na. Dar eu sunt ok. Eu sunt un om foarte responsabil, foarte respectuos, ceea ce ține de taxe, de toate astea, pentru că sunt la țara mea și vreau să trăi mai bine. Care este aportul Instagramului la veniturile tale? Adică n-aș spune. Nu mi-ajunge de un, da, mi un porș ca e. <laughs> deci în mare parte venitul e... Da, din pantofi. Din pantofi. Da. Uite, tu ai venit cu o declarație destul de curioasă, dacă nu greșesc la nud, la da. Daniela Burlaca. Banii tăi sunt banii tăi, banii soțului sunt banii voștri. Nu sunt banii noștri. Banii familiei voastre. Da, dacă am nevoie, de exemplu, nu știu, să cumpăr ceva, chiar și azi dimineață i-am zis, fă rog un transfer pe card mă duc să fac niște cumpărături Păi el îmi face sau dacă trebuie să cumpăr ceva pentru Iris sau ceva, dar să spun că deschid acasă un sertar și îmi iau 2-3 de euro să mă duc să îmi cumpăr o geantă de la Chanel, nu Înțelegi? Voi sunteți cu banii separați Practic da pot să Adică el îți face transfer în momentul în care tu ai nevoie Da Hmm. Nu ai un card din asta gold cum care crede lumea. Peste tot. Da, cum crede lumea. Așa crede da, lumea? Da, că eu am un card din asta gold, super gold, platinum, care eu mă duc și fac pam și îmi cumpăr tot ce doresc. Hmm. Nu este adevărat. Formula asta ți se pare potrivită când fiecare e cu banii săi? Libertatea costă bani. Voi aveți o familie, voi aveți un copil da. comun, voi aveți o casă de întreținut. De fiecare dată Înșine transferăm la chirie. la chirie? Da. Eu încă nu mi-am găsit anturajul unde m-aș simți bine. Adică ceea ce vreau eu, poate vrea el, ca să pământ eu nu vreau. Și stăm la o chirie destul de costisitoare, aș spune eu, și sunt ok. Adică dacă vreau să, acum stau în centru, dacă vreau mâine să mă mut la Boicani, am fost la Boicani, m-am mutat în centru, la botanică, după botanica în centru și tot așa, schimb anturajul, pentru că mă plictisesc foarte repede de anturaj și el mi-a zis chiar într-o bună zi, vezi că într-o bună zi poți să te plictisești și de mine și am zis că asta va fi, Asta va fi așa? În sens că dacă va fi așa, va fi așa. Ce pot să fac eu? Că nu o să jur. Eu n-am jurat nimănui viață iubire veșnică, dragoste până la stele și înapoi și nu știu, tu ești iubirea vieții mele. La mine așa ceva nu se vede în declarații pe Instagram sau nu știu cum. Sunt alte familii care își declară dragostea vieții mele, își orgoliu vieții mele și da, dar de deci, ce primește două palme sau îmblă cu alta. Ești foarte categorică. Da! Păi și uh, pe el uh, îl ține asta. Deci... Probabil, îi place. Știi, e adrenalină. <laughs> <laughs> dar cât de multă dragoste este în cuplul vostru? Nu știu. Depinde. Te... Poți, poți, fi foarte mega dragostos, dar mâine poți, poți fi foarte reci. Dar tu îi spui des uh, lui Marco te iubesc? Uh, nu. Uh, nu i-am spus -o. El nu mi-a spus-o de vreo doi ani jumătate, dar eu i-am spus uh, pentru am spus. Într-o seară așa. Da. Adică sunteți foarte scumpi la vorbe de felul ăsta. Nu știu de ce asta se întâmplă, dar asta e e important într-un cuplu să se da, spună te mine, iubesc? pentru mine este important. Pentru el nu. Și el nu știe că pentru tine este important? Ba da, știi, am spus de ce, ce ți-o spune de atât de rar? Și nu știu de ce o spune atât de rar și am spus că atât timp cât unui om îi lipsește ceva, va căuta în altă parte. Să-i spună cineva te -a iubesc. Exact. Wow. Da. Dar spunem cum este Marco ca și bărbat? Este foarte drăgostos, este foarte, uh, nu știu, foarte educat, foarte calm, foarte calculat, uh, niciodată nu m-am numit, niciodată n-am avut certuri, noi nu ne-am certat niciodată. Știți, ne certăm, hai, ne împărțăm, ne ducem, ne ieșim din casă, chestii, nu, noi am certat, dar n-am urlat, cum aud vecinii de sus sau de jos, n-am strântit, n-am stricat, n-am făcut nimic niciodată nimic. Am discutat niște discuții așa, i-am spus un știi, în italiană cum se spune, m-am întors, am plecat și foarte, la noi nu durează supărarea foarte mult. Poate... La modul cum descrii tu tot, arată perfect. Adică el e înțelegător și are multe calități care merită apreciate. Ar trebui să-l duci pe palme. Eu? -a bărbat. A, da? Nu, deci o femeie ar aprecia uh, ar, o asemenea atitudine și um, ar fi cumva mai atentă în momentul în care zice Am fost. o vorbă. Și, și? Când ai schimbat totul, strategia? Când n-am mai primit ceea ce merit. Deci cum era? Spune cum te, da, eu totdeauna am fost. Atentă. Uite, de exemplu, da? Eu mereu eram foarte atentă la detalii. Mergeam la cumpărături, da? Eu știu cât ție îți place. Asta, asta, asta. Eu mereu am făceam lucrul ăsta. El niciodată nu făcea lucrul ăsta. De ce? Sau eu puteam să duc prânzul la birou, da? La prânz. Eu îmi găseam timp și mergeam să duc prânzul la birou. Dar eu niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Și în momentul asta în care ai este, început să nu mai faci asta. Asta se vorbește despre egoism. Că doar tu contezi în momentul dat. Nu te mai interesează restul. Și atât. Tu Atunci... recent că ai devenit și tu egoist. Da, sunt foarte în urma egoistă. În situații. Da, exact. Dacă omul tău de lângă tine face asta, ce poți să spui de, de unul străin? Dar italienii, prin definiție, sunt egoiști? Mai egoist nu. decât mângoveni? Nu. În funcție de... E este egoist. Și tu ai spus că ba egoismul da. ăsta mă deranjează. Da, foarte, 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 foarte des spun asta. Adică eu tot ce am pe limbă, eu spun. El multe ori mi-a spus că tu nu ești diplomată, că spun prea direct lucrurile, dar nu-mi place să le înfloresc. De ce să înfloresc? Tu poți să percepi altceva în momentul dat. Dar eu dacă îți spun direct ceea ce simt, percep ceea ce simt eu. Dacă ții nu-ți place... Asta e altceva Dar tu direct să-i spui că eu da? Dacă nu primesc ceva Așa în căsnicie spus. O să caut în altă parte Ba da, și în interviu de la Dana Bărlaca este asta El a văzut aceste declarații da. Ba da El este conștient că tu ai da. putea la un moment dat Să găsești un Dorin, alt nu, bărbat Dar nu că aș putea la un moment dat Bărbații în jurul meu sunt cât vrei Doar că eu nu dau motiv nimănui de lucrul ăsta Atât timp cât eu încă mai pot să mai aștept Asta aștept Dar poate într-o până zi să explodeze bomba Știi? Adică nu mai deranjează atât de tare poate chestia asta ca eu să mă duc și să-i spun, uite, până aici am mers, nu mai pot. Uite, eu am văzut, uh, voi faceți live-uri pe da. Instagram. El gătește. Uh, da, de nevoie, cum spune el. De nevoie în ce sens? Pentru că eu nu mai vreau să mai gătesc. Tu găteai cândva? Foarte, eu gătesc foarte gustos, gătesc, uh, mie mi îmi place să mănânc la restaurant acasă. Dar acum nu mai fac. El gătește tot gustos. Da. Voi faceți live-uri atât de amuzante. Da. Cineva zice că uite, iată, dacă italiana are în sânge, gătitul ăsta și mâncare italiană, Cât timp ar putea dura? Nu Pentru știu. Mi se pare atitudinea asta um, e, parcă e un joc uh -huh. la voi. Nu știu cât va dura. Eu, multe ori diez, încerc să știu cum să înțeleg unele situații, dar câteodată sunt unele situații care mă depășesc. Am impresia că le face principial. Adică intenționat. Păi dar voi sunteți, am impresia, două firi puternice și încă încercați să vedeți care este cumva lider în uh, relația asta. Poate, da. Păi dar asta e destructiv. Știu. Tu Știu. cum te simți emoțional în această relație? Tu mergi acasă cu plăcere? Da, eu merg cu plăcere. Sunt ok. Doar că îmi acel... Te iubesc. Și el din principiu crezi că nu o spune. Da. El știe cum, el îmi spune că multe ori când îl întreb, de ce nu face asta, Știi? Și el îmi spune că eu asta o fac, nu o spun. Da, dar eu am nevoie și de acel cuvânt. Dar nu mai mult contează să vezi gesturile unui bărbat. Sunt de acord. Gordele. Cineva poate să spună dimineața până seara, Diana Balerini, că iubesc <laughs> din cap până în picioare. Mărit. Te pupăcesc de la buze eu la Eu sunt de acord cu tine, dar atât timp cât eu ți-l cer, verbal îți spun asta, înseamnă că am nevoie de asta. Eu nu, știi, nu tac și fac, mă răzbun pe alte chestii, știi, îți fac intenționat ceva, nu știu, dar îți vin și îți spun, clar, de exemplu, când faci dragoste, tu cu Violeta când faci dragoste, spui, te iubesc, nu? Și nu doar când faci dragoste. De exemplu. Da. Și da, și ceva. e, important lucru. Vezi? Dar eu pot să spun mai ușor, poate pentru el, mult mai mult contează... Dar să... staiule, acum 8 ani l-ai spus și după 8 ani nu mai spui? A, deci... A, Matilde, e, scuză -mă -a mă te rog! Această problemă care este acum, nu știu să, nu e să o, zicem, o o, o mică neînțelegere. Dar nu e neînțelegere. Ar... Asta simte omul, nu poți să impui omului să simtă ceva mai mult. Dar asta ar putea duce la divorțul de matăr? Sigur! Tu i-ai spus asta? Da! Dorind, dar de ce trebuie să trăiesc eu ceva ce nu-mi ce place? Acele femei care spui tu sunt 90%, nu 90-80, cum am spus și în interviu Daniel Burlaca, slabe, care trăiesc așa cum spui tu, pentru că ele așa vor să trăiască. Tu știi câte femei mi-au scris după interviu Daniel Burlaca că eu aș vrea să fac un pas, dar mă tem unde să mă duc cu copiii, dar ce o să fac, dar, dar tu încearcă să faci măcar un pas. Încearcă să-l faci pasul ceala. Uite, ieși din casă și pornești, te caută de lucru măcar. Du copii la școală grădiniță și duci să caută de lucru. Ele nu fac asta. Dar eu mă tem, cine să mă iei pe mine la lucru doi copii? Nu am înțeles. Dar tu ești invalid și pe invalid dacă trebuie, e eu la lucru. Într-un interviu fără protocol cu Tani Vander, i-a zis că o declarație de fapt care a fost destul de mult criticată, a spus că un bărbat trebuie să fie sau frumos, sau bogat. bogat. Dacă nu are niciuna, nici alta, atunci e jale. Tu cum consideri? Cum trebuie să fii un bărbat? Ha! Aici, știi, eu o urmăresc pe Vander. Eu apreciez foarte mult cum este ea. Știu că are foarte mult critică, dar o critică taman femeile este care ar vrea să fie ca ea. Eu asta o spun foarte deschis, lucrul ăsta, că am auzit de lucrul ăsta, știi? Uh, îi dau dreptate ei. Da. Deci, bărbat... Sau deștept. Uh, așa, deci, sau frumos sau bogat. Da. Dar dacă e deștept, dar nu e foarte frumos. Uh, frumos să-ți faci. Bogat. Și bogăție tot-ți faci. Ca un bărbat, uh, știi când nu este bogat, când nu vrea să facă. Or, fiecare din noi pot deveni milionieri. milionari. milionară? Da? Fiecare. Și eu, și tu, și oricare, și cel care văd în stradă, dacă vrea. Atât. Și o femeie, dacă vrea să facă dintr-un mutător de stradă milionar, îl face. Îl face. Dar tu ai acceptat să fii cu un bărbat care nu câștigă foarte bine, dar este un om bun. Și nu-i parea frumuseții. Da? Și dacă ți-ar spune te iubesc. Da? <laughs> Banii, iubesc. Eu, dorin bărbații că Atunci Ce înseamnă că nu ești de acord cu Tani? Uh. Ea zici că sau frumos sau bogat la momentul în care îi ziceam dacă e deștept sau cu perspectivă, eu zic că eu nu-l iau ca să lucrez eu sau să... Așa, deci cumva în zona asta. Nu, eu sunt de acord că sau sau. Pentru mine ar fi sau sau, dar în cazul ei, da, e prefer bogat. Eu asta știu. Dar eu văd o altfel lucrurile, pentru că bogăția asta într-o bună zi poți să o pierzi și tu dacă nu știi să o susții pe el, ai plecat și tu și bogăția și el. Înțelegi? Marco este un bărbat de succes în afaceri, cel puțin vedem destul de multe proiecte foarte frumoase și eu trebuie să spun că mi îmi place extrem de mult ceea ce fac băieții acolo Ceea ce este acum Marco și ceea ce este acum Diana Baderine e datori datorită cui? El te-a făcut ceea ce ești acum sau tu l-ai făcut pe el ceea ce este acum? Hai să spunem că ne-am făcut unii pe altul Eu sunt de părerea că adică conștientă Că dacă nu eram eu, nu era el în forma în care noi îl știm acum, da, pentru că mai sunt italieni la noi în Chișinău. Și nu toți au, au vizibilitate. Azi. Dar relațiile lui mai întâi sunt relațiile mele și atât, dar pe tine te deranjează. Uite, mulți auzind numele tău, Diana Balerini. Da. E fata aia care e da. căsătorit cu da. un italian bogat. Nu mă deranjează, dar mă, mă, face să râd chestia asta. Pentru că atât timp când, mai ales oamenii mei care din, din jurul meu, când mă cunosc foarte bine, și zic, băi, dar oamenii ăștia așa de, cred, nu numai cei ce, ce văd la televizor, știi? Ca, ca în filme, ca în jurnale, în gazete, știi cum te uiți în gazete? Știi ce vezi pe gazetă E ce e. Dar ce stă în spatele cortinii? Ca puțin știu. Toată lumea crede că eu am acasă și șofier, și menajer, și bucătar, și ok, dar după ce am pus pe Instagram că el face mâncare, na. Dar menajeră, acum, eu am avut menajeră o perioadă de timp, da. după n-am mai avut și acum am rechemat-o înapoi după ce toate au început ca muștele, care menajeră, ei, las că vă arăt, eu chiar am. Și am chemat-o înapoi și am zis că <laughs> vine, te rog, înapoi să mă laud ca menajeră. Da, am menajeră, o dată în săptămână. Și nu gătești deloc. Nu. Dar, Doar copilului când deci, Deci tu, tu, ai persoană care face curățenie, ai soțul care gătește prioritar acum pentru că tu ești principală din, da. de la Stau o pe Instagram, Dorin. Ce faci tu? Activitatea <laughs> de bază, stai la birou, cum arată o zi de -a ta? O zi de mea arată cam în felul următor, mă trezesc dimineața, pot să citesc ceva, să-mi iau dejunul sau în oraș sau acasă. Înainte mai mergeam la sport, acum o să reiau din nou. După merg la Flo, lucrez acolo ce am de făcut după mai iau întâlniri cu fetele, mă mai duc la o procedură corporală sau la un salon sau nu știu ce. După mi-au copilul de la grădiniță, cumpărături și s-a ziua. Cam așa. Cât de mult se implică Marco în educație? Foarte mult. Eu o să pară iar de nou tare straniu. Eu nu mă ocup de ea deloc. Pentru că nu că nu vreau sau că nu-mi place. Pentru că vreau să văd punctul lui de vedere. Pentru că la băiatea nu s-a implicat la școală. Dar vreau să văd el cum face, cum a învățat el la școală, adică modalitatea lor de a studia, știi? Și am spus din start, el vrea să o dă nu trecut la școală și am spus că ok, dar îți asumi Eu nu mă implic deloc, pot să mă duc, să o duc și să o aduc, dar în rest eu nu mă implic deloc Era Ține prea mică de, de școală Da, era prea mică Hai să mai ținem un an, o pregătim ea este foarte inteligent ca copil și, prim, și băiatul este inteligent, dar ea depășește îl depășește foarte mult. Este la, la șase ani. Cine a stat de vorbă cu ea, mulți spun parcă are opt. Este foarte inteligentă, foarte înțeleaptă. Și când spui că nu te implici, tot ce ține de școală. Da. Dar așa mergeți în parc. Da, da, servouri. da, da, sigur. Noi avem a noastră relație, adică avem, dar cei ce ține de școală, de scris, citit, tot, 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 tot face el. Deci, Marco este un tată minunat. Da? da. Există percepția că de fapt, e o diferență de educație. Ce ai vrea tu să vezi la fiica ta? De la italieni, de exemplu. Mie îmi place cultura lor. Cultura anume în familie. Cei ce ține de dejun, prânz, cină, sărbători. Nu la noi. N-au intimitatea asta. La noi cu hurta, știi? Ne ducem sărbători la unul și la altul. Și tot așa, mâncare mult, băuturi nu Mi- place asta? mi place asta. Mie îmi place să mă văd cu prietenii, doi, trei, în familie, așa, mâncăm decent, bem decent, dar să curgă băutura sau mâncare pe masă, fac eu risipă, nu, nu sunt de acord. Mie tot îmi place stilul ăsta italian mai mult. E adevărat că italienii sunt mai mămoși? Da, ba da, o, doamne! Se mi asta. n când a văzut să avea că soțul meu spală vesele, era să leșine. A cum asta, cum asta, schiat așa iată așa. Când a venit aici? Da. da. Deci da. ei asta nu fac acolo? Nu. nu, categoric. Doar femeile sau menajera? Da. Doar femeile sau menajera. Ea a stat toată viața ei acasă și a făcut-o ea. Și pentru ea a fost un șoc. Am aici pregătit pentru tine un Cabernet Sauvignon Merlot Fetească Neagră din 2018. Un cupaș foarte bun. Sper da. să-l ciocnești împreună cu Marco și la final să zică scumpă, te iubesc <laughs> Dar eu vreau să te provoc Hai Ia o declarație de ta Deci tu ai declarat că 80% dintre femeile din jurul nostru, adică din Republica Moldova, au caracter slab 10% au caracter puternic și alte 10% trăiesc cu cineva doar din comoditate uh -huh. Tu ai zis că te califici drept femeie puternică Ce înseamnă o femeie puternică? care poate spune nu și care poate lua decizii fără ca cineva să-i confirme. Eu niciodată nu am așteptat, nu toată viața, dar ultima perioadă, niciodată nu am cerut opinia cuiva sau, nu știu, să stau cu dubii. Cu... Am, sunt foarte încrezută în mine. Foarte. Adică eu iau decizia pe moment, nu stau să mă gândesc ce ce simt. Dacă eu simt că sunt agitată, nu iau decizii, dar dacă sunt relaxată și îmi dă starea aia de bine, spun da, la orice. Dar încrederea asta, când a apărut? Doar cu experiență, cu oamenii din jurul meu. Sunt niște greble luate în nas pe care eu mi le asum. Niciodată -am, nu mi-a părut rău de ce am făcut eu. Ceea ce am făcut, am făcut că trebuia să fac și la momentul potrivit cu oamenii potriviți, așa a fost să fie. A fost o lecție, mergem mai departe și știu că ceea ce urmează va fi și mai bine. Cum o femeie slabă poate deveni puternică? Trebuie să vrea. Să se uite într-o oglindă că motivația este acolo. Și eu am făcut un, un citat, investește doar în tine că tu ești doar cel mai bun dezvoltator al tău. Dar ce trebuie să facă cele 10% care trăiesc cu cineva doar din comoditate? Ele pot ieși din cercul ăsta vicios? Sigur, Sigur, absolut. Lor le mine așa și nu vor să iasă. Toți au uh, forță suficientă să devină mai puternici Fiecare decât Fiecare om poate deveni puternic dacă vrea. Da, dacă e slab și îi place să fie slabă, stă acolo. O să stea acolo, pentru că îi place starea care este acolo. Eu, de exemplu, m-am pus să fiu slabă, da? Nu vreau să fiu slabă. A, nu vreau să fac nimic. Eu nu pot, eu nu am stare. Mă simt o proastă. Sincer, nu am stare, nu mă simt bine. Nu, stai o leacă de ani. Te rog frumos. Te-ai îmbrăcat și ai plecat. Foarte frumos răspuns. Acesta Aurelius Mulțumesc este chiar tine. Principiile de educație a copiilor. Ce principii sunt importante pentru tine? Să își facă alegerile singuri, să facă ce, ce simt să facă. Eu niciodată n-am fost o mămoasă și nici nu voi fi. Dacă, de exemplu, nu știu, acum cu Iris să nu vrea să mănânce. Nu, nu vrea, eu nu o impun, nu vrea să fac lecțiile, nu impun să facă lecțiile. De ce să impui? Eu mă pun eu, om matur, să mă impui să fac ceva? Nu vreau să fac, cam de ce un copil ar face? pentru că copilul trebuie responsabilizat, Responsabilizat. într-un ritm, exact, dar responsabilizat altfel. Noi avem așa o chestie, că, uite, hai să citim, citești și eu, citești și tu. Hai, dacă stăm în telefon, stau eu, stai și tu. Și eu am observat la, la fetița mea că ea stă în, stă în telefon, dar nu se uită la prostii, se uită la niște jocuri educative, se uită la documentare. Pentru mine a fost un șoc. Ce vârstă are? Ea? Șase ani. La șase ani. uite la documentar. Da, despre. într-o zi ea nu știa să scrie încă literele bine și punea pe Voice, pe YouTube, documentar despre delfini, despre balene, despre uh, uh, junglă, despre. Eu am rămas șocat, Dorin, da, că copiii. Poate nu toți, dar uh, sunt foarte avansați în tehnologie. Tu decă... îi permiți să stea în telefon, da? în tabletă? în TikTok se uită și mi-arată, mami, uite aici, hai să facem experimentul ăsta, hai să facem experimentul ăsta. Adică da, eu îi permit. TikTok, da. uh, Instagram, iar Instagram postează story, da, da. Tu ai spus într-un interviu de-al tău că atât mama ta cât și soacra te judecă, cumva, pentru modul de a-ți educa copiii. Da. La ce te refereai mai exact? că eu îi pun de mici să facă unele lucruri care eu le-am făcut și eu. De exemplu, să-și pună la loc hainele, să-și pună la loc jucăriile. De exemplu, dacă au mâncat, să pună vesela în chiuvetă. Sunt niște lucruri elementare care ei trebuie să știe de mici copii. De exemplu, astăzi, am ieșit, uh, am ieșit, cu ea împreună din casă, am lăsat mașina de spălat în uh, mașina de spăla, uh, să lucreze și când m-am întors înapoi, ea era deja acasă cu soțul meu și mi-a spus că mami, eu am scos hainele din mașina de spălat și le-am pus la uscat, copil de șase ani. Păi, asta este laudabil. De ce te-ar judeca mama sau soacra? Pentru că este un copil și trebuie să se joace cu păpușile, trebuie să faci tu asta, nu ea, care când să facă. Iată așa, chestii de genul ăsta. Patul trebuie să-l facă. Eu sunt primul lucru care trebuie să facă un om dimineața să-și facă patul. Pentru că dacă patul este aranjat, se aranjează totul în cap. Mie mi-a plăcut ideea asta ta cu exemplul personal. Deci dacă eu citesc și ea citește, dacă eu stau în telefon da. și ea stă în telefon. Tu petreci destul de mult timp pe Instagram. Da. Asta este un exemplu bun pentru copil. Eu îi spun că eu lucrez. Eu, de exemplu, sunt lucruri care, uite, mami le-a dus cu cine colaborez eu, da? Iată, uite, asta e de pe Instagram, asta e de Instagram, uite, sau e când vei prin oraș, uite, mami, citești, știi, denumiri, chestii, uite, asta e ceea ce faci tu pe Instagram, știi, adică îi le explic că ăsta e un job, nu, este o joacă. Eu, de exemplu, de pe Instagram am început să fac niște cursuri online, chiar am terminat cursul de numerologie, eu sunt pasionată de numerologie și astrologie. Acum sunt uh, deja la un curs de astrologie online. Trebuie să dau un examen. Da, eu sunt pasionată de treaba asta și Până cred. Un numerologie, da? cum funcționează. Vai, câte lucruri am descoperit. Noi suntem tot ce ne înconjoară sunt niște numere. Totul ne caracterizează niște numere, absolut. Niște exemple cu tine. De exemplu, eu sunt numărul 5. Data nașterii este 2, 3, 2, 2 plus 3 este 5. 5 este între 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7, 9, că doar până la 9. 5 este în balans. Uite, el merge ca pe o frânghie și face balansul. El ia și de acolo și de acolo calități. 5 este un lider. 5 este din orice situație. Este capabil să țină un discurs, este capabil să ducă o discuție cu cineva, este capabil la orice 5. Eu sunt pe 28 iulie. Doi unu. Tu unu. ești un ești lider, la fel ești unul, Doar că tu mereu ai nevoie de cineva Așa, să fii cineva pe lângă tine. Nu nu poți să stai singur. Curios. Da, este o poveste, adică nu cu o poveste, o știință foarte interesantă. Adică eu am descoperit niște lucruri foarte interesante. Din astrologie, zice ceva? astrologie nu pot să spun că sunt de-abia la primele etape. Dar de ce mai ai decis să o faci? Eu sunt pasionat și cred în asta. Eu mi-am făcut astrograma și chiar și astrologul a rămas uimit din ceea ce a văzut în astrograma mea cum merg lucrurile și am zis că hai să o fac, să o studiez ca să știu mai ușor să citesc lucrurile astea. Și ce arată astrograma? Vai! <laughs> nu. Îți arată și ceea ce urmează? Da, și ceea ce urmează. Da. Urmează ceva frumos pentru Foarte. tine? Foarte! Foarte frumos, sunt, abia aștept Lumea de pe Instagram, cum o vezi tu? Eu mă uit doar de la cine am eu nevoie să mă uit și atât, nu pierd timpul Se vorbește foarte mult despre o lume paralelă care este diferită decât cea reală da? Oamenii care vor să arate altceva decât sunt da? în realitate este. Tu cum vezi asta? Este, eu simt și eu știu, mai ales știind oamenii care, cei ce arată acolo și cei ce, arată, cei ce sunt în viața reală, eu știu Și mă rog, asta este alegerea lor toți vor să arate mai bine decât sunt de fapt. Da. Tu cum ești? Cum mă, mă vede lumea în fiecare zi? Apropo, primiți mă recent niște mesaje că sunt arogantă. Nu e adevărat? Nu, toamne ferește, Absolut deloc. Nu sunt arogantă deloc. Deloc. Eu răspund la fiecare om care îmi scrie pe Instagram. Cu un cuvânt, cu un ceva. Eu la fi... Chiar s-au mirat unele fete. Vai, doamna Deana, cum așa mi-ați răspuns? Eu răspund la fiecare om. Nu contează ce mesaj negativ, pozitiv. Ok, la cel negativ nici nu-mi mai trag atenția că asta vor, știi, atenția mea, dar eu să fac hate, să distribui criticile care mi le aduc mie, eu nu fac asta niciodată. Nu, nu le trag atenție. Ați vorbit ok. Întâi faceți măcar 10% cât am făcut eu și după asta hate mă Am foarte, lucruri, foarte puține lucruri de marcă, dar sunt originale. Eu dacă nu-mi permit să dau pe o geantă 3000 de euro nu sau nu este prioritar, eu nu dau. Dar tu ai în garderobă genți de 3.000 de euro? De 3.000 nu, dar de 2002, da. 1.000, da. 1.000-2.000 de euro o geantă? Da. Cât de multe ai? A, nu multe, vreo 3. Wow, sunt cadouri sau tu le-ai cumpărat din banii tăi? Care le-am cumpărat, care cadouri? Care este cea mai scumpă piesă, vestimentarea sau accesoriu din uh, garderoba ta? Cred că e o blană. Dar în rest, hainele eu toate practic le cos la comandă. Eu nu mă îmbrac din mass market. Nu iubesc ceea ce au toată lumea. Este o cămașă bărbătească și fustam cu sută al altăieri. Pe bune? Da. Eu am o listă de dorințe, am, dar totul conștient, clar că nu vizualizez mâinii. Ai privit și tu la 60 de ani. webinarurile lui Blinovskaia? Nu. Aia tot acolo cu vizualizarea. Da, eu cred în asta, chiar uh, fac și exerciții pe tema asta, am citit toate cărțile cum ar fi secret, magia. Dar spune un exercițiu de vizualizare. Trebuie să fii recunoscător în primul rând de ceea ce ai. De, de exemplu, de toți banii acumulați în decursul vieții, trebuie să fii recunoscător. Eu, de exemplu, știind de unde am pornit și unde am ajuns, eu sunt foarte recunoscătoare că am făcut mai ales totul singură. Eu nu -am, n -am avut Norocul, cum spun alții, să am uh, iubiți, soți bogați care mi-au cumpărat diamante, mașini sau mi-au lăsat case, nu știu ce. Nu, eu tot ce am eu astăzi e cumpărat de mine. Cămașa este cumpărată de mine, inelul de căsătorie tot de mine, știi? Sau na, chestii de genul. Și eu sunt recunoscătoare foarte mult mie în primul rând pentru pentru cum să spun, pentru încredere. dorința și încrederea asta care o am eu. Pentru că eu știu că pot. Atât. Dar e suficient să fii doar recunoscătoare pentru ceea ce ai? Da, asta în primul rând. Nu e nevoie la un moment dat să dai intens din coate? Nu. Poți să dai. Știi, sunt oameni care dau din coate și nu au nimic. Păi asta zice că, că ei nu sunt recunoscători. Că nu au muncit suficient de mult. Nu, nu sunt recunoscători și nu au muncit, nu muncesc Uh, calitativ. Și nu sunt recunoscători în primul rând, sau sunt invidioși. Sunt, eu știu oameni care muncesc la greu, știți asta? Da, greu muncesc, da, fac, da, fac, dar nu ies nimic. dar sunt invidioși, dorin, de crap pietrele. Cum așa are? Da, eu n că că Eu tot muncesc ca dânsul. Dar, în primul rând, tu bucuri-te pentru norocul lui, pentru, pentru dâns că el are și după asta o să ai și tu. Dacă tu ești invidios, normal că nu ai nimic. Eu știu femei care sunt invidioase, foarte invidioase eu deja, iată așa, m-am distanțat. Foarte multă lume am dat la o parte. Câți oameni îți urmăresc storiurile? Până la 12.000. Până la 12.000. 12. Da. Deci asta cumva e maximum. -ul. Depinde, s-au fost 15, depinde de subiect, știi? Cât mai picant, cât da, nume. da, da. Când am fost discuția cu intervențiile estetice, au fost foarte multe reacții. Oameni, fete, scriau, hai, cum? Apropo <laughs> despre intervenții estetice, da. ce operații Orbează. ai? Eu niciuna încă. Dar urmează să-mi fac. Un lifting mamar. Deci să fii mai ferm sânii? Nu, eu am o problemă estetică care ea pe mine mai deranjează. Ea nu este vizibilă, dacă eu am aici, știi, un taracan <laughs> și vreau să fac. Și mai am încă o estetică dintr-o prostie, ceva lângă... Uh, ombelic și trebuie să scot acel lipop și da, mă, să merg dată, știi, să fac o dată, să fac chestia asta. Dar, deci, efectiv, liftingul ul mamar, deci tu nu-ți mărești să Nu, eu nu doar fac să îi faci mari. ca să fii mai ferm. Da, 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 da. Ca să poți deci, să îmblu fără un stien, fără... Acum te deranjează că ei sunt mai lăsați decât ți-ar Da, exact, pentru că am născut doi copii oh, doamna, lifting. <laughs> Când o să faci operația plastică la sâni? Cred că acum în martie sau în aprilie, vedem cum mă prinde... Dispoziția, că când o să simt. În rest, cât de mulțumită ești de Foarte mulțumit. modul cum arăți? Mai am un pic de muncit pentru că n-am fost de mult la sală, de vreo jumătate de an, dar de mâine, de la o lună, cum ar veni, știi? <laughs> mă apuc, Iar. Dar în rest sunt foarte mulțumită. Hai un pic să respirăm, că interviul nostru e foarte uh, dinamic, să zic A, așa. Eu, sunt okay. eu nu știam că tu ești atât relaxat. De... Relaxat să vorbești chiar despre tot. Dar eu am o întrebare și vreau să vii cu ceva exemple. Hai. Tu ai declarat că la noi societatea este foarte prost educată. Cum asta vezi? De ce ai ajuns la concluzia? Asta? Sunt, o mare majoritate a oamenilor, gândesc și fac doar până la ușa casei. După nu îi interesează. Adică cei ce ține de curățenie, de, chiar și de cultură, de a vorbi, de a se comporta cu oameni. Adică sunt foarte prost educați, foarte aroganți, foarte murdari. În primul rând, ui, ieși în stradă și vezi. Moldovenii sunt murdari. Foarte. Eu am văzut moldoveni în Italia care mănâncă semințe pe stradă și vezi de la o că sunt moldoveni. Serios? Mi-era rușine, Dorin. Sincer. Sau a fost un moment tot așa în Italia, a aruncat un chiștoc de la țigară jos și am zis deodată, este moldovean și ce crezi. Așa și era. M-am simțit atât de penibil și dar atât de prost. Problema. O rușine, n-ai idee. Știi ce asta? C vreau să mă duc la punct de cap și să-l dau capul de asfalt. Și să... Vorba și scoți Moldovană de Moldova, dar Moldova de Moldova niciodată. De ce? Unii se schimbă. Păi asta și spun nu toți, evident. Dar marea majoritate sunt așa. Sincer, și pe localuri te duci în lume, să observă de unii. Deodată, unei sunt moldoveni. Nu au cultura de a mânca, de a bea, de a. nimic. Absolut. Tu ai locuit, ai locuit mai mult timp în Italia. Dacă ai putea, ce ai preluat din Italia în Republica Moldova? Toate amenzile, tot amienzi. Ai făcut o greșeală, amendă. N ai făcut asta, am amendă. Acolo e așa. La noi, în fiecare miercuri, în fața casei, trece o mașină care spală strada. Dacă este mașina ta parcată, este viz. Sem, indicator. Dacă mașina ta nu este luată de acolo, te trezești cu aminte de 400 de euro frumos pus pe mașină. Și repede îi responsabilizează. Nu-i nimeni. Nimeni nu este pe stradă la ora cu tare, pentru că fiecare stradă în fiecare zi se spală. Așa, asta e pe lua? încă? Da, iată, asta și lua. Și ce aș mai lua? Și curățenia asta. Eu, în Italia, niciodată nu mi-am pantofi. Dar aici, dezastru. Sau mașina. Mașina acolo, cu un an de zile, meu nu spal mașina. Dar la noi, fiecare zi trebuie să te și speli. Serios. Eu, practic, de o dată în săptămână, trebuie să spăl mașina. Eu urăsc treaba asta. Și uite, să, ca, să faci o logică, decât să achiți banii ăștia la spălătorie auto, nu mai bine îi pune o taxă de a teritoriului și ai plătit banii ăștia la stat, ca statul să aibă grijă de străzi și automat nu pierzi timp să te duci la spălătorie, stai o oră de vreme ca prostul, să speri mașina, dai face alți bani. Nu? Corect. Strategic, așa ar fi corect. Dar la noi ce fac? Spălătorii tot coți business. Unii ducem la spălătorii, să facem, să cafea, să duc mașina, spală o oră mașina și mai bem cu două ori cafea. Și poftim pe jaul Țara noastră, minunat. Mergem mai departe? Da, te da rog. Gata, am luat respirul? Am da. băut cafeluța? <laughs> Acum să trecem la chestii așa, mai curajoasă să zicem. În Republica Moldova sunt puține femei cu care poți să vorbești pe teme mai picante. Care? Tu are. ești una dintre ele. <laughs> Deci am observat că ești destul de deschisă în ceea ce ține relațiile de cuplu sau relația voastră de cuplu. Okay. În special, tu ai recunoscut într-o emisiune că dacă tu nu ai chef de sex, el știe că nu trebuie să te atingă în acel moment și să te lase în pace. Ce părere ai despre partenerii care nu acceptă o asemenea abordare? Că dacă au o soție, da, ea trebuie să fie dispusă să îl satisfacă sexual, dacă nu, el o amenință că merge la alta. Știi să. Eu n-am și o problemă cu asta. Eu, adică, dacă eu nu vreau, de ce să trebuie să-ți fac plăcerile tale? scuză mă te rog. Nu, eu nu, sunt categorică. Nu. Păi, și ce, el se meargă la o altă la femeie? Nu, că dacă el e alegerea lui asta, înseamnă că nu mă respect atât de mult cât ar trebui să mă respecti. Și atât. Nu, Dorin, eu, de exemplu, nu accept așa ceva. Ai nu. accepta ca infidelitatea lui? E, dă, nu, dacă pleacă, pleacă pentru totdeauna. Păi da, hai să înțelegem abordarea asta cum ar fi corectă. Să zicem că tu o perioadă delungată nu, nu am chef. Sex. Da, da, nu am chef. Există o problemă emoțională, poate stai să o rezolvi, așteaptă, înțelegi și după asta revin. Adică să discută lucrul ăsta. Dar nu că tu te duci la alta azi și mâine și nu știu când. Dar înseamnă că asta tu toată viața așa trăiești și cu orice lucru. Dacă eu azi nu ți am făcut borșul bun, mă le, eu nici fac, <laughs> apoi înseamnă că și te duci și să mănânci la alta borșu. Cam așa iese. Știi? Nu. Dacă nu, eu, de exemplu, am avut perioade când nu vreau și nu vreau. Am probleme, de exemplu, cu, nu știu, cu lucru sau cu emoționale. Am și eu stările mele, cum are fiecare om. Și dacă nu vreau, asta în ce înseamnă? Dacă tu alegi să te duci, du-te. Eu nu te țin. Dar femeile care Nu trebuie acceptă... să obiști pe nimeni. Nimic, absolut. Nimeni nu este obligat să facă nimic în viața asta. Pentru nimeni, absolut. Punct. Dar femeile care acceptă să facă sex doar pentru ca bărbații să nu meargă la altele? Sunt slabe aici. Nu, eu nu sunt de acord cu asta. Dar în momentul el, în care... merge oricum. Stai liniștit. Dar asta în momentul doar... în care el nu are chef și tu ai chef de sex. Asta e. Înțelegem, ne înțelegem și atât. Băi, ok, hai, o să venim, o să ajungem într-o zonă unul cum comun, până să avem chef. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să mă scol, să mă îmbrac, să mă duc la alt. Cât de mult contează sexul într-o căsnicie? pentru mine nu contează mult. Pentru mine cel mai important este comunicarea. Că dacă este comunicarea, atunci este și sex, este și tot. Dar dacă tu nu ai comunicare și nu ai libertate, în primul rând, a cred că poți faci sex cât vrei. Asta doar e o plăcere. Tu ai spus, nu mi-am amintesc exact în ce emisiune, că mai des faci sex decât dragoste. Da, nu, am spus. Care este diferența? Pentru că când faci dragoste, spui te iubesc. Dacă când faci sex, o faci din plăcere, că vrei să ți fii bine. Când ultima dată ai făcut dragoste? Ieri a dragoste, dragoste, nu știu, dar sex ieri. Totul meu e de acord că el e de părere că sexul trebuie să fie în fiecare zi ca mâncarea, știi, dar eu nu sunt de acord, pentru că noi nu avem în fiecare zi acești stare, da, ți-am mâncat de orice stare ți-am mâncat că ești bolnav, că ești fericit, că ești trist, ți ți foame, dar eu, de exemplu, să fac sex sau dragoste că eu sunt jos cu moralul, nu ți-l fac, măcar să mă împuști, nu nici nu mă atingi mai bine, nici nu apare un ochii mei, dar nu face sex. Nu. Dar care este soluția în momentul în care unul dintre parteneri vrea sex mai des, celălalt destul de des are un anumit disconfort și nu-și dorește? Înseamnă că asta e. Dacă le e bine așa trăiesc și dacă nu, se despart și la revedere. Dar tu crezi în compatibilitate? Da. Da, da, da. Cât de compatibili sunteți Foarte de la compatibil. capitolul ăsta? Foarte compatibili. Adică Doar că acum suntem sunt am... de perioadă, da? Dar nu că sunt supărată, adică fac sex, nu fac dragoste. Punct. Cât de adevărată este ipoteza că bărbații italieni sunt foarte buni în pat? Ai, n-am avut asta. Bine, tu ai un bărbat italian. Ce-mi experiență? Ai bărbați italieni. <laughs> Cel puțin ai unul, dar n-aș spune bine. că a făcut uh, altceva decât a făcut în modul Ce bune! Da, că... Acolo am impresia că există o cultură a sexului. Uh, știi bărbatul mm. un pic altă atitudine. Hmm. Sunt niște noțiuni care sunt uzuale pentru Italia și în Republica Moldova când auzi aici de anumite forme Depinde de de Depinde cu care bărbat e cult, știi? Dacă e unul care vede așa, pe păi e gata. Dar cât de nebună nu. tu ești la casa A, Eu la da, asta? sunt nebună. Am și instrumente muzicale, eu le spun. Ai, deci aveți jucării da, sexuale? Da, 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 da. Eu, eu iubesc să le cumpăr în primul rând. Și la toți prietenii mele le De gen. Pe bune? Da, de eu unde când le cumperi? De la sex shop. Mergeți în Republica da, Moldova? sunt la mai. Centru comercial. Te simți incomod când mergi la un sex shop? Nu, de ce? Nu, 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 eu mă amuzesc chiar, mă distrez când mă duc. <laughs> da. Veni niște recomandări pentru cei care nu au fost niciodată în sex shop. Găsesc ceva bun acolo. De Foarte. ce e nevoie într-un cuplu care se iubesc da? Da. de jucării sexuale? Dar sunt lucruri interesante, cătușe, de exemplu, ulei, lumânări care au uh, uh, feromoni. Sunt foarte nu anume decât trebuie să cumperi un vibrator, știi, de 30 cm sau 40 E suficient, să iei ceva. Cum? Eu mi-am luat și eu, dar știi cum. Deci tu ești foarte deschisă la toate capitolele. Exact. Adică da. voi vorbiți relaxat? Păi asta e viața noastră. Asta e viața fiecărui om. Cam de ce Bine, complexă. Uite, eu sunt de acord cu tine. Eu cred că într-un cuplu trebuie să se vorbească despre absolut tot, inclusiv fantezii sexuale. Voi cum ați ajuns la deschiderea asta? Tu mereu ai fost așa? Sau cumva. Mereu am fost așa. Eu mereu am fost așa. Adică, totdeauna am vrut ceva mai mult decât am să încerc. Eu am fost curioasă de lucruri, totdeauna. Să citesc niște lucruri sau să învăț sau să cumpăr sau să pun mâna pe lucruri care îmi trezeau curiozitate. Uite, este încă o percepție, dacă nu vorbim despre cât de buni sunt italienii în pat în comunitate cu moldovenii. Cineva îmi zicea că a avut parteneri moldoveni și parteneri italieni și italienii sunt mult mai preocupați de plăcerea femeii în da, de toate, este. după aia plăcerea personală. Este, tu este. ai sesizat asta? Da, da, da. da, da. Te întreabă multe ori chestia asta. Știi, ești ok? Mai vrei ceva? Poate mai nu știu ce? Este chestia asta. Dar de fapt, chestia asta... A fost și de alt parte, Nu mai decât la un italian, adică. Nu știu, poate -i. cineva care nu mai avut din altă parte, atenția asta, pentru ea a fost un șoc, dar pentru mine nu a fost un șoc. Adică știi, Dorin, totul depinde cât de relaxat ești, știi? În momentul, momentul ăla. Dacă tu ești relaxat și totul merge de la sine, crede-mă că și un moldovan, și un turc, și un arab, și un francez și un italian. E fix așa. Dar dacă tu ești, vezi numai asta, evident că poți fi de curși că nu mai faci nimic cu el. Dar când e nevoie, iată, de diversificare asta? Uh, Dar totul vine sexuală. de la sine. Nu că este un, un timp după 3 ani de relație sau după 5 ani de relație sau după o lună de relație. Asta vine de la sine. Băi, hai, mai încercăm ceva, hai să, nu știu. Dar dacă ar veni la un moment dat soțul tău și ar spune că, uite, eu îmi doresc o experiență de sex între ei. 3... A, nu, eu nu, nu, nu eu nu pot să mă duc la medici bărbați, dar închipuiți. Nu, nu. Tu nu poți să duci la medici deci Pare foarte așa. Acum când am fost la chirurg, mă dă de un călduș. Deci, <laughs> da, așa. Ești pudică? Nu că pudică, dar spunem mâna un bărbat. Așa, nu știu. Avem, am așa eu. <laughs> da, mă, mă dădea în mă, mă, simțeam prost. Sincer, mă simțit prost. Dar tu, iată din experiența pe care o ai, ce recomandări ai pentru femei? Cum ar trebui ele să vorbească cu bărbații dacă își doresc altceva decât să sex într-o poziție și o durată de două minute? Îl de cap și faci ce vrei. <laughs> Apropo despre sexul oral. Da. O temă foarte discutată în Republica Moldova. A, da, serios? În Republica Moldova. Ei bine, nu mai punem și noi în discuții. <laughs> în cadrul interviurilor. Ce părere ai despre sexul oral? Eu sunt ok. De ambele părți. Da. Atât timp cât îți creează o plăcere, de ce nu? Că ce? Păi îți aduc un argument. Unele femei spun că ele sunt foarte credincioase. Ai, lasă-mă, te rog, cu biserica. <laughs> Eu nu mă duc la biserică. <laughs> Alte femei spun că te se faci sex oral uh, și după aia să-ți pupi copilul. Da, copilul din ei ieșit. Ți-a răspuns la întrebare. <laughs> Nu, copilul e ieșit de un de Hristos! bărbați spun că ei văd în soția lor în primul rând mama copiilor și după aia, sau unii nici nu văd ca amantă și merg la alte femei care să le satisfacă această fantezie. Nu sunt de acord. Dacă atât timp cât tu ai o femeie în casă, cam de ce n-ai? E mult mai aproape ce ai în casă decât să te duci cineva, Încă și mai trebuie să mi dai și banii. Înțelegi? Dar costă mai ieftin, nu? Sigur, eu, da. din punct de vedere, știu, economic. <laughs> <laughs> eu sunt materialistă, Dorin. <laughs> tu ești materialistă? Da, dar eu cred că fiecare sunt din noi este nu Ceva ar Spune că pentru Hai, că nu contează banii, dar contează sufletul, ce? contează da. emoțiile. De ce mănâncă și de ce se îmbracă? De ce nu treci în junglă undeva, cu frunza aici, cu frunza acolo și străscă fericit? Dar trăiește și mănâncă de toate. Dorin. Toți sunt materialiști într-o Evident. Doar deja de grad, fiecare uh, cum vrea să trăiască. Eu, de exemplu, mi-mi place să trăiesc bine. Nu să mă limitez, vai, dar nu cumpăr asta sau nu mănânc asta sau nu mă duc acolo, că nu știu ce, că nu. Mie nu -mi pare rău niciodată, eu pot să dau și ultimii bani dacă vreau, vreau ceva, eu îmi dau și ultimii bani din buzunar. Că știu cum mâine să vii alții, pentru că eu îi dau cu plăcere. Banii ți dau cu plăcere, cu energie, că atunci vin alții. Atunci când îi dai cu jumătate de mână, nu mai vin alții. Ce categoric n-ai face în pat? Iată, înțeleg, sex în trei, categoric nu. Da, cam asta. Deci în patru, în cinci, nu. Sex în grup nu, nu. E pentru tine. Nu, nu spun niciodată, niciodată. Stai că poate știi cum pisteona în doi, poate mi se schimbă percepția. Că dacă ne privești acum Marco... Dar nu am nicio treabă, eu știi de asta. Apropo, el vorbește foarte bine în limba română. Poți să-l înveți. E la inițiativa ta sau el a venit cu dorința să o înveți? El. Da, el. Și a început și rusul deja să o înveți. Da. A făcut-o de dragul tău sau pentru că Nu, pentru că pentru are, are nevoie. Este... <laughs> Dar în ce limbă voi vorbiți acasă? În ambele. Dar mai mult în italiană, pentru că îmi vine mai ușor să comunic eu. Dacă observ eu, multe ori mă blochez. Da, eu știu că asta e greșit, că, na, că limba română este maternă și nu știu ce, dar atât timp cât eu comunic acasă italiană mi, mi vine greu și copilul tot în italiană vorbesc. Da, da. Da. da? știi și română. Da, 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 că la grădiniță română. Vorbim despre posibilitatea de a reveni în Italia. Cât de mare este împreună cu soțul? Nu spun niciodată că nu. Cât de mulțumită ești de viața ta aici? Foarte mulțumit. Eu sunt foarte ok aici. Da, nu sunt mulțumită de societatea în care trăiesc, dar ceea ce ține de mine, eu sunt ok. Ce te bucură? Oamenii. Eu sunt dependentă de oameni. Eu, nu, eu iubesc singurătatea când am eu nevoie, dar oamenii, sunt prietenii mei, adică eu, pentru mine, ei îmi foarte mult în Italia. Frumusețea și inteligența. Ai, trebuie să se pupi tare bine. Că dacă este uh, prea mult frumusețe, e rău. Adică și nu este inteligență, e rău. Și dacă este inteligență, frumusețea să faci. Se face. La tine, care este raportul? Frumuseții 50 la 50. Eu spun așa. Dar este și mai mult. <laughs> <laughs> Sunt modestă. <laughs> nu, no, eu mă consider o femeie deșteaptă, și inteligentă, pentru că deștept și inteligența sunt două lucruri total diferite pentru mine. Ia stai, explic. Da, pentru că inteligența se învață din cărți și deșteptăciunea se învață din școala vieții, știi? <laughs> Profesorul meu de spaniol îmi spunea așa, Diana, tu pe lângă că ești inteligent trebuie să mai fii și deșteaptă. Și după asta eu, știi, am trecut cu vederea lucrul ăsta, dar cineva mi-a mai confirmat lucrul ăsta odată. Băi, Tât e bine la tine, și frumos, și inteligent. Dar dacă mi ai fi și deșteaptă, ar fi super și eu. Băi, cum? Păi sunt. Nu, tu ești inteligent, nu ești deșteaptă. Și pe urmă a trecut timp când Diana a realizat și asta e și a devenit deșteaptă. Și când Domnul mi-a confirmat, u, acum în sfârșit, ai de niște deșteaptă. Dar vorbind despre inteligență, cât de mult citești? Foarte. Foarte mult citesc. Ce citești? Citesc lucruri, cărți de dezvoltare personală, cel mai mult romane nu citesc. Citesc niște cărți strani pentru unii. Pot să citesc când am anume, depinde de starea mea. Am început să citesc, să mă documentez foarte mult despre masonerie. Da, de este, bun. da este o chestie foarte interesantă, apropo. Niște, am descoperit niște lucruri foarte interesante. Da, citit așa o carte sub mână și am zis că hai să citesc să văd despre ce este vorba. Recomandă o carte bună de dezvoltare personală. De dezvoltare, atitudinea este totul. Tu te consider de succes? Uh, nu chiar de succes care aș vrea să-l am eu, dar la vârsta mea eu sunt ok. Tu ai acum 36. Da, sunt mulțumită unde am ajuns, de unde am pornit și unde am ajuns. Sunt foarte mulțumită și recunoscătoare. Dacă aș spune că nu, apoi aș fi nerecunoscătoare, dar eu sunt foarte recunoscătoare unde sunt eu. Și mai ales știind că eu am făcut asta totul cu mâinile mele și cu capul meu și nu cu altcineva. Ai avut de multe ori, apropo ori de genul, că știm noi cum a reușit, a da. Cuiva. da, eu și-am avut și propuneri de genul, adică Ce propuneri? când eram studentă am avut Propuneri să fie o cuiva, adică foarte direct, cu chei pe masă, cu carduri pe masă, cu... adică foarte deschis lucrul ăsta. Și eu am spus doar foarte clar, eu nu mă vând. Oameni influenți? Da, și eu am spus că nu mă vând, pentru că tu azi ești cu mine și mâine ești cu altcineva. Poți să faci cu, cu altcineva lucrul ăsta, evident. Pentru că dacă tu îți permiți să faci asta cu mine, mâine vine alta din 19 ani și face exact același lucru. Eu Dar nu le profite de asta. Păi ei că altceva nu știu a face. Sunt amante un an, doi, au apartament, mașină știu, și la revedere. Știu, 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 știu. Și apoi ia tot. Și am apartament și mașină și am rămân cu ce? Cu mâncarea de la Sarchez. Te rog, Dorin. <laughs> Evenimentele pe care le organizezi da. în ultima perioadă. Vreau să vorbim inclusiv despre asta. Evenimente pentru femei. Totul a pornit de la o glumă sincer. Dar la mine tot așa e. Ce se pornește spontan e de succes. Deci multe fete îmi scriau pe Instagram, hai să ne vedem la o cafea, hai să ne vedem la un prânz, hai să ne vedem la o cină și eu ca să încep să mă împart la toate și să povestesc despre aceleași lucruri, cam era complicat. Și am venit cu sugestia, băi, hai să facem așa, eu organizez totul, pun o taxă, cei ce ține de furșet, de mâncare, de băutură, de, etc., de sală. Și voi veniți ca tot gata, ca nu să mă duc undeva într-o locație, de comandă, achit fiecare. Complicat lucrul ăsta. Și el a că da, noi suntem ok. Eu am făcut o taxă. Sunteți ok cu taxa asta? Da. 400 de lei. Cât te duci într-un local să bei o cafea, să mănânci o nu știu ce și 400 de lei. O să că da, noi suntem de acord. Perfect. Super. Și s -a început. Veronica cheltuială de la etichet. Păi te ajut eu cu biletele. Hai să facem așa ca să -ți fii mai comod și să porne totul de la sine. Uh, vorbim cu cineva, zic, nu știu unde să fac. Păi uite, îți sugerez locația asta. Hai, mă duc acolo, vorbesc, da, face, nicio problemă. Totul, până am făcut primul pas și totul am venit. Și parteneri cu cadouri m-au sunat și... Deci tu aveai și uh, pachete cu Cadoori. ceva pentru fete. Exact, de Câte ai făcut? Trei. Trei Două la Chișinău și unul la Telenești. La Telenești? Da. De ce la Telenești? Pentru că acolo mi s-a propus să fac. O, a fost o, o următoare de-a mea aici în Chișinău la evenimentul de aici și mi-a propus să facem unul acolo și am zis de ce nu Câte femei vin? 50 pentru că asta a fost norma, acum cu pandemia asta este norma Cum funcționează? Deci tu le inviți sau ele cumpără bilete? Cumpără bilete, da și eu știu în start câte persoane sunt și au venit toate punctuale, citite gătite, îmbrăcate, a fost totul superb Despre nu ce le vorbești așteptat. acolo? Ceea ce am ce vorbit și cu tine acum la mine tot este pe moment, dar eu n-am cu niciodată să Vorbești mă pun... Vorbești mult despre cum să aibă încredere în sine. Exact. Încreder, despre încredere, despre experiențele mele, despre asta, cam asta. De fapt, nicăieri nu s-a văzut despre ce am vorbit eu și nu vreau să dau mai mult din casă. Nicăieri păi de asta nu văzut. eu te întreb și voiam A, păi de asta, să... da. Deci el iese de acolo cu ce? Cu, cu un vibe foarte bun. Să acționeze. Da, nu da. cu experiența ta de viață. Nu. Dar tu vorbești oricum din da, perspectiva da, da, da. ta și ceea ce ai trăit Nicăieri tu. nu s-a văzut asta, dar iată tu mai tras de limbă. Și cum se întâmplă? Biletele erau cumpărate da, cu da mult timp înainte. Da, 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 da. Tare, 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 tare bine s-au și aștept să fac deja următoarele, dar na, vezi că se schimbă Restricții. restricțiile de la o zi la alta Așa am zis că băi, lasă vină de la sine, că nu să fie, o să apară tot. Frata ta peste ani o să privească acest interviu. Da. Cum crezi? Ce impresie o să ai? Foarte bune că eu asta sunt și acasă. Cum mai vrea să fie ea că nu o să mare? Mai bună decât mine. Atât. Dar până la urmă să facă ceea ce simte ea. Dacă o să vrea să plece la mănăstiri, va pleca la mănăstiri. Dacă vrea să danseze într-un club de noapte, va dansa într-un club de noapte. Nu ai nicio problemă Nu, cu asta. absolut. Categoric. Nu vreau să fiu cu tatăl meu. Vreau să aibă încredere în ea. Relația ta cu biserica. Ai, nu există. Dorin, eu știu doar de un singur lucru. Atunci când vrei, când crezi în ceva, crezi în ceva. Nu este necesar să mergi pe la biserici, să pui picoane, să cu trei toate mănăstirile țării și a lumii ca să crezi. Sau vorba ce este, te duci la biserică și să critici, să ieși din biserică și să critici sau să invidiezi. Asta deja ești cum n-ai fost. Eu nu mă duc de o perioadă de timp, mă duc doar la evenimente gen nuntă, botez, nu știu ce, pentru că de fiecare dată când mă duc, mereu vin să faci ceva. Că nu am roboadă, că n-am pus lumânarea cum trebuie, că n-am luat lumânarea de care trebuie, că nu se trec pe aici, dar se trec pe acolo. Până la urmă acolo ce? E sau e un business? Și ce? Pentru mine este un business. Măi, eu știu așa, când mă duc undeva să fac ceva pentru sufletul meu, sau fiecare, Trebuie să facă doar asta, nu trebuie să fii comandat de cineva. Dacă eu am simțit asta să mă duc fără broboadă, nu scrie nicăieri că este obligatoriu asta. Fără băsma, fără țol în cap, cum spun eu. Nu mă duc, atât. Îți mai dorești copii? Nu. Categoric nu. Nu, nu, nu. nu. de ce? Vreau să trăiesc pentru mine. Păi, dar așa cum trăiești pentru tine? Da, că a apărut stai! Că nu înseamnă că stai acasă. Da, dar vreau să trăiesc mai mult pentru mine. Gata, am scăpat. Nu, 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 deci, nu, nu, nu. Eu respect femeile care fac mulți copii, că le place, asta e menirea lor, eu am altceva de făcut. Nu, în categorie. Trei persoane pe care le urmărești cu mare plăcere pe Instagram. Depinde de dispoziția mea pot să urmăresc o persoană o săptămână la rând, dar poți să nu urmăresc și o lună la rând. Dar de obicei la cine revii? La cine revin? Uh, Emilian Crețu. <laughs> câteodată pot să mă uit în fiecare zi, dar câteodată pot să mă uit și cu o lună. <laughs> și tu ai văzut? <laughs> și apropo de chestia asta cu Instagram, vreau să-ți spun un lucru. Uh, să dau uh, cu un consfat, o sugestie. Uh, mai ales cu oamenii apropiați. Eu am pățit așa odată o situație și eu m-am simțit foarte prost. Uh, să mi iau ceva pe Instagram și întreb un om apropiat din lângă mine, zic că tu ai văzut ce părere ai despre asta. Dar îmi trebuia o părere, nu că argumentar, adică sunt confirme, da sau nu, dar o părere, o argumentar, ceva, o... Ii, dă și mă la de care le pui tu. Pentru mine asta a fost, Dorin, dureros. Adică eu mă uit la tinii și tu când mă întrebi pe mine, eu îți spun părerea mea, dar eu ce aici pun pe tine nu te interesează? Ai vrea ca cei apropiați se urmărească cei ce Macar, okay, să urmărească ce poți Măcar, ok, dacă nu mă, mă urmărești, mai bine nu răspunde așa. Păi, soare, n-am văzut asta sau n-am văzut ieri, am fost ocupat, Găsești o scuză mult mai tacti, știi, tacticoasă decât adică să spui, dar și mă, încă nici prostie asta e frumos spus, s-a experimentat altfel, știi? Și atunci am înțeles, ok, eu am înțeles, mai mult nu vreau. Uite, nu vine în cap acum. Azi nu m-am la nimeni, nu -am, am, reușit. Ok, am suficient. <laughs> da, e suficient. Da, suficient. Ce înseamnă pentru tine dragostea? Um, nu am o definiție. Este o stare. De la dragoste la ură este doar un pas. Ce înseamnă pentru tine soacra? A, ah, e soacra, soacra este number one, eu așa îi spun, socreta racheta. Eu mă fac foarte bine cu dânsa, când am nevoie de ceva, socreta, vreau asta. Foarte bine, adică să se împace toate cu soacră. cu fosta soacră nu m-am păcat, am o situație tare frumoasă cu fosta soacră, dacă vrei poți să o spun chiar o ok. <laughs> Deci fosta mea soacră, ea mereu, eu cred că eu o să vad interviu și o să mă bucur foarte mult, cu primă salutare E considerată de una o senioră, știi, o doamnă care dacă e în Italia o sta de 20 de ani, 25, nu știu cât și pentru ea era superioară mie, de exemplu, știi? Și odată vreau să intru într-un magazin din asta, butic alimentară, știi cum sunt în Italia frumoase, așa drăguțe, micuțe, să ceva. Și mi-a spus că acum intră doar seniorile, știi? Adică familii bogate, familii care dorm cu italieni, Scur cu italieni, cam așa. Sau italieni. Da. Și m-am simțit așa și zic, ok, eram pentru prima dată în Italia, avem câteva luni, zic okay, ei, mă rog, eu nu cunosc, știi, fată de la țară. Că a fost odată un moment că am făcut acolo niște cunoscuți, prieteni, m rugat cineva să stau cu niște copii într-o noapte, plecau la o cină și am rămas pe noapte să dorm la ei și dimineața mi-au zis că uite, îți dau un cadou, niște bani să cumpri cadou la băiețel dacă nu vrei, știi, o taxă. Și am dat niște bani acolo, eu ies dimineața și în vitrină la magazinul ăsta era un, un platou mare din argint și știi ce era în vitrină? Biscuiți din ăștia care făcuți pe vodcă, hrust și prăjițăi, nu știu <tost> cum Și <să zic. tost> <tost> eu îi zic, așa de tare erau biscuiți ăștia, dar am să întru. acolo, avem niște bani bătuți, mașcați, într acolo și zic, uite, spate, eu știam că e ușor la cântar, Şi zic, S -s, spate, cutie, ești? dar e da, îmi pune cutii, leagă cu fundă, cu hârtie. Știi când te duci la noi la în marketul ăsta mega bengoasă, păți fac tot. Și mă gândesc doamne, nu știu să spun preț, dar eu am bani. Știi? Și îmi spune 4 euro. Dar și eu pun banii pe masă și ea că da, eu n-am -am avut client și n-am de unde să-ți dau rest. Și că da, eu pe te cunosc, că te văd foarte des cu copilul pe aici, că eu îmblam cu cărciorul și îmi îmblam copilul. Și mi-ai tras foarte mult atenția și o să mă duce pe urmă. Dar bă, tu să dăm deja cecul, știi? Și eu cecul bag în fund aia și mă duc acasă. Pun biscuiții pe masă, se așează soacra, fosta soacră, soțul meu și ea îmi spune, a, văd că ai fost, știi, am ajuns la o concluzie, pe urmă scrie doar cu câine nu poți intra. Dacă dormi cu italian sau cu moldovan, nu scrie. Și ea o luat-o pe nas. Evident. Soțul meu m-a întrebat ce s-a întâmplat și eu îi spun și el s-a oricum, știi, pe mai să cână cum, adică mă subestimez pe mine în, 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 cazul dat, știi, că eu sunt moldovan și nu sunt italian, știi. Ca să vezi, după ce n-am despărțit, n-am nu știu ce, m-am căsătorit cu Marco la consulatul Moldovei din Bolonia. Și îi zic soțul meu, fă-mi te rog un cadou, Da, și cadou vrei, du-mă te rog până a fosta mea soacră. Și el, Adică, zic, du-mă-te rog. Și eu, pariții, gătit, chitit. <laughs> și cu ce-ar că căsătorie în mână. Și zic, aia cam oricine este în eu sau tu. Tu așa ai făcut? Da. Tu ai mers cu Marco la fost ta soacră? Da, și am arătat cine e în în cazul dat, eu sau tu. Și ea ce a zis? Că sunt o nerușinată. Și eu zic, da, dar signora, eu. Eu sunt cu italian, nu că tu te culci cu el. Dar e dur. Da, dar când am fost eu în situația dată, cum mi-a fost, mi plăcut? Uh, nu m-am așteptat la așa la <laughs> întreb pentru un prieten. Mai ai încredere în bărbați? Da! <laughs> Dacă mai pune să aleg acum să merg la o cafea cu un bărbat sau cu o femeie, aș alege cu un bărbat. Wow! Și nu obligatoriu cu soțul tău? Nu! Tu nu crezi în declarația te voi iubi până la moarte? Absolut! Asta înseamnă voi. că nu crezi în dragoste adevărată? Dar nu există! Nu există dragoste adevărată. Nu. La nunt cu Daniela Burlaca te-ai calificat ca fiind foarte îndrăzneață și categoric. Această atitudine îți dăunează sau te ajută mai mult în viață? Mă ajută. Că este alegerea mea. Nu mă impune nimeni să fiu așa. Diana, și ce contează cu adevărat în viață? Să faci ceea ce vrei și ceea ce simți și atât.